Bună seara, sunt Dorin Galben și bine v-am regăsit la Freedom. Astăzi discutăm despre seria de scumpiri din ultima perioadă, atât la nivel internațional, cât și în Republica Moldova. După epopeea cu scumpirea gazelor naturale, care încă nu s-a finalizat, astăzi am aflat că se scumpește și pâinea. Pe lângă asta, deja știm că s-au scumpit carburanții, iar asta provoacă nemulțumirea cetățenilor. Din ce cauză avem aceste scumpiri, ce prognoze au experții economici pentru anul 2022 și în ce măsură guvernarea poartă răspundere pentru creșterea prețurilor, vom afla în următoarele două ore. Astăzi în platou avem patru invitați. Este vorba despre domnul Vladimir Bolea, deputat PAS, domnul Veceslav Ioniță, expert economic în cadrul IDIS Viitorul, domnul Alexandru Fala, economist la Expert Group și domnul Lilian Cașu, analist politic. Bună seara și bine ați venit la Freedom! Bună seara! Înainte să începem discuția, vreau să vă anunț că în continuare avem posibilitatea de televoting. Întrebarea zilei de astăzi este dacă guvernarea poartă responsabilitate pentru creșterea prețurilor. Transmiteți SMS la 3 de 8 0 cu cifra 1 pentru da și cifra 2 pentru nu. Pe parcursul emisiunii vom afla rezultatele. Și totodată vă anunț că în cea de-a doua oră vom prelua câteva apeluri telefonice de la cei care vor urmări emisiunea. Iar întrebarea va fi despre cum face față cheltuielilor. Zic să începem cu întrebarea pe care am adresat-o inclusiv celor care ne urmăresc în aceste clipe și care pot vota prin televoting. Domnule Bolea, guvernarea poartă vreo responsabilitate pentru creșterea prețurilor din ultima perioadă? Întotdeauna guvernarea este responsabilă de administrarea și guvernarea țării. Evident că noi suntem cei care ducem responsabilitatea direct în modul în care se formează prețurile și în modul cel mai important, impactul care îl are el asupra societății în sine. Vorbim despre persoanele fizice, cetățenii Republicii Moldova și persoanele juridice. Respectiv, reieșind din înaltul grad de responsabilitate pe care îl are și denotă această guvernare, și avem și toate măsurile pe care le-au luat guvernarea până acum, de când s-a început această criză, nu știu, nici noi pandemică, este de 3 ori mai puternică decât criza pandemică. Vorbim de criza energetică și consecințele sunt extrem de grave, pentru că noi am moștenit, din păcate, o țară subdezvoltată din punct de vedere economic, cu o populație extrem de sărăcită. Și dacă până la această criză economică, că ea, mă rog, se reflectă într-o criză economică, în final, criza aceasta energetică, se vorbea ca mai mult sau mai puțin metaforic, Republica Moldova e cea mai săracă țară din Europa, că populația de Republica Moldova este cea mai sărăcită populație. Păi acum, evident că lucrul ăsta a ieșit în evidență și populația chiar nu poate face față acestor facturi. Și anume din aceste considerente că noi suntem ancorați în niște realități, suntem extrem de responsabili și avem tot respectul pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru creșterea bunăstării lor, facem absolut tot posibilul pentru compensarea și reducerea din impactul atât de negativ și virulent din partea prețurilor și creșterilor prețurilor la produsele energetice. Este important că inclusiv guvernarea își asumă o parte din responsabilitate sau responsabilitatea totală. Domnule Cașu, în ce măsură cetățenii au motiv să fie nemulțumiți? Domnule Galben, eu sunt în premieră la emisiunea noastră, de aceea astăzi o să-mi permit să vorbesc din numele cetățeanului de rând, ca și un cetățean de rând. Câți din dumneavoastră care sunteți prezent în platou cumpărați pâine de la Franzeluța? Nu des, dar doi. Cea mai popular produs al Franzeluța, știți că este franzela orășenească, la ce preț? La 5 lei. Da? Franzela asta orășenească. Însă eu vreau să vă spun că am citit și eu pe rețele că pe data de 3 se mărește. Așa, domnul Galben, dar eu vreau să vă, că eu regulat cumpăr pâine de la magazinul de pe Armenească. Și vreau să vă spun și domnul Bulea dacă cunoaște, dar pe data de 6 ianuarie 2022, conducerea reînnoită a combinatului de panificații sau principala brutărie a statului a majorat prețul la câteva produse selective. De exemplu, dacă vă place pita, da? Era 6,50 lei, acum e 8. Prețul a fost majorat. Sunt niște chifle la 2,75, nu știu, sunt pe masă, le cumpărați, multă lume le cumpără, acum sunt 3,50. Deci, aceste... În această clipă explicați, deci conducerea a anunțat că în următoarele zile vor fi aceste majorări. Domnul Galben, deja au fost eu efectuate... vorbesc, domnul Galben, eu vorbesc în cunoștință de cauză. Pe 6 ianuarie, în magazinul de firmă Franzeluța, unele produse au fost majorate de către actuala conducere. Un lucru și mai grav, dar asta continuă de la...
guvernările anterioare și nu este vina actualei guvernări. Pâinea socială, care se vinde la 3 lei în cantități extrem de reduse, dimineața se aduce 15 lăzi. Acte 12 pâini, 280 de pâini și s-a păstrat interdicția lui Dodon, cetățeanul poate cumpăra doar 3 pâini. Ei, unica modificare cu actuala guvernare, deci dacă nu sunt suficienți nu sunt atât de mulți cumpărători, puteți cumpăra 5. Eu o să vreau să discutăm despre aceste majorare. Dar ideea, eu vreau să răspundem întrebarea care este pentru telespectatori. Eu am vorbit din perspectiva cetățeanului de rând care cumpără producția. Și evident. Responsabilitatea e a autorităților, domnule Cașu. Evident, noi vorbim despre o brutărie privată care vinde pâinea cu 100 de lei, mașinată, nu știu cum, cu ștoriu. Noi vorbim despre brutăria statului și aici statul are responsabilitatea să găsească resursele necesare. Eu știu că am vorbit cu precedentul director în campanie electorală, am avut o discuție cu lucrătorii de la Franzeluță și se plângea că nu au niciun fel de subsidii, ajutor de la stat ca să producă mai multă pâine socială. Iată să știți că eu ca cetățean mă uit că anul trecut s-a cumpărat mobilă de 5 milioane de lei la Autoritatea Națională de Integritate, statul. Haideți că ne abatem. Eu o să vreau... Evident. La pâine ajungem. Am aici contextul, am inclusiv contextul evident. Că va fi majorat cantitatea de pâine socială produsă. Ultima concluzie, domnul Galben, este că acest produs nu este doar unul social, este unul strategic, pentru că dacă se majorează prețul la pâine, este mai grav decât la gaz, rezultatul este, domnul Galben, sărăcirea populație și este foarte, foarte grav. Imediat o să facem trimitere și la cauze. Domnule Fala, responsabilitatea pentru aceste scumpiri, și nu vorbim doar despre scumpirea pâinii care a fost anunțată astăzi, dar toate scumpirile per ansamblu, Republica e a guvernării? Haideți să răspund un pic altfel la această întrebare. Republica Moldova este un stat, de fapt o economie deschisă. Dacă nu greșesc, noi exportul de bunuri și servicii vreo 40-50% din produsul din intern brut, importul de bunuri și servicii este vreo 80-90% din produsul intern brut. Deci noi suntem importatori net și importatori net masiv. Deci noi importăm practic toate produsele care noi le putem fabrica în Republica Moldova, noi le importăm. Eu deja nu mai vorbesc despre produsele energetice care noi nu le producem, nu mai vorbesc de echipamente, utilaje care tot în mare parte nu producem. Și în contextul când pe piețele mondiale tot se scumpește, și nu se scumpește cu ritmuri, să spunem, normale, sau cu ritmuri nu foarte înalte, dar scumpește cu o viteză mare, noi nu putem să evităm ca în Republica Moldova să producă scumpiri. Deci dacă petrolul se scumpește, noi petrol nu avem, noi importăm, petrolul se va scumpi. Dacă scumpește gazul, bine, cu gazul aici e o discuție aparte, dar iarăși, dacă scumpește gazul piețele internaționale, noi tot cumva, bine, cu gazul mai putem ceva face. Dacă scumpesc produsele alimentare, noi și produsele alimentare importăm, noi nu putem interveni. Doar, eu din câte știu, noi inclusiv și făina pentru producerea pâinii, o parte din făină o importăm, nu producem în Republica Moldova. Dacă este scumpire la nivel internațional a grâului, a făinii. Evident, bine, aici o să intrăm în detalii, am și statistici și avem un recolt foarte bun. Deci nu este responsabilitatea în totală a autorităților. Bine, noi putem interveni. Statul poate prin câteva modalități răspunde. O modalitate este, de exemplu, să intervină, să plafoneze prețurile. Nu știu cât e de binevenit această măsură. O făcut-o, nu merge, vă spun eu. O făcut-o... Eu nu zic, pot să vă dau exemplu, dacă ați fi cazul, spun ce să ajungem și la soluții. Haideți la aceeași întrebare, domnule Ioniță, ca să, să încheiem aici și mergem cu pâinea. Dacă eu cred că subiectul trebuie să discutăm în trei dimensiuni separate. Dacă ne uităm atent la majorările de preț, ele se împart în trei volume, în trei părți. Prima, creșterea prețurilor la general, care este o epidemie acum și vom vedea din ce cauze sunt și motive istorice și acum vă demonstra. Doi, creșterea prețului la produse alimentare. Pe piața mondială a crescut cu 27% anul trecut. La noi a crescut cu 18%. E foarte mult, dar e mai puțin decât media mondială. Ci drept la noi a fost și în alți ani. Creșterea media mondială în precedență a fost scădere. La resursele energetice, noi avem creștere și urmează încă să o avem. Impactul este unul, a spus domnul Bolea Cămare. Deci noi
criza energetică, șocul energetic, ultima dată l-am avut în 2006, când a crescut prețul la gaz, dar n-a crescut la energie electrică. Și atunci eu am calculat așa un indicator, inflația energetică a fost 38% anual. Acum s-a scumpit gazul și dacă se scumpește și energie electrică, este inevitabil, inflația energetică se ridică la 170%. Deci aproape de 5 ori mai mult decât a fost. Deci sunt trei teme separate care trebuie discutat. Acum, cine din autoritățile statului are responsabilitate? Eu am identificat 4. Prima este Banca Națională. Deci Banca Națională anul trecut a intervenit pentru a nu permite inflația să crească mai tare. A făcut două instrumente de bazare. Prima, Banca Națională a intervenit prin politicile sale monetare, a ridicat rata de bază de 5 ori. Și doi, Banca Națională anul trecut, deoarece, corect spune colegul meu, noi suntem importatori de produse, deprecierea valutei ar însemna o creștere a prețurilor și mai accelerată. Banca Națională anul trecut a intervenit și a vândut 300 de milioane de dolari pentru a nu permite ca valuta noastră să deprecieze și cetățenii să fie loviți și de o mai mare creștere de prețuri. Deci asta este prima instituție care intervine. A doua instituție este Consiliul Concurenței. Deci Consiliul Concurenței, în care noi am pompat nu zeci, dar sute deja de milioane de lei, este o autoritate care trebuie să urmărească dacă nu se întâmplă abuz de poziție dominantă pe piață. Cel mai clasic caz unde au putut să fie fantastici este cei care au ridicat prețul la gazul metan. Deci Consiliul Concurenței în aceeași zi trebuia să autosiseze. Prima să vadă că ei sunt companii cu poziție dominantă pe piață și dacă nu au făcut abuz. Trebuiau... Haideți că aici o să ajungem. Da, ajungem. Al treia instituție 34. Este guvernul, care trebuie să asigure o concurență. Nu faci în trei luni și domnul Bolea știi ce înseamnă un stat monopolizat cu scheme, cu mecanisme, cu protecții din partea funcționarilor corupți și ei cu asta luptă. Deci ai noi cine nu știi că la noi în țară este monopol la tot ce vrei. La medicamente, la carne, la tot ce vrei tu și sunt până în prezent funcționari care protejează schemele monopol. Și a patrulea. Și aici e cea mai mare problemă care a căzut asupra lor. Instituții de reglementare. Uitați-vă, serviciile poștale. Acum se ridică prețul. Uitați-vă în comunicatul lor. Prețurile trebuiau majorate încât 4 ani în urmă. Nimeni nu le-a majorat. Din cauza asta trebuie de văzut. Și acum, când tot crește, s-au trezit și ei și spune, avem nevoie că la noi salariul în 2013 nu crește. Bă, dar și-l văd scărtină. Păi, așa spun toți. Haideți să mergem mai departe. Și încă una vă mai dau. Scurt, vă rog. Cu apa, da? Și nu trebuie majorat prețul apă. Din 2017 trebuie majorat. Nu s-a majorat ani de zile. Au venit ei, mai bun la inimă, mai cuminți, dacă făceau, eu de-am spune, băi, dacă era pe vremea... Păi, dar de ce? Ce înseamnă asta? Că se urcă în cap? Păi atunci, dacă făceau așa... Deci, eu ce vreau să spun? Ei văd în prezent ceea ce se temeau să o facă înainte. Erau, nu știu cum, acum au considerat, dacă îți crească prețul, îți crească pe locul. Deci noi avem acum o sumedenie de prețuri majorate la servicii reglementate, care trebuiau să fie majorate ani de zile, nu s-a făcut. Și acum eu tot zbobrnaș în cap. Haideți să le luăm pe rând. Domnule Bolea, Franzeluța majorează prețurile la toate sortimentele de pâine, cu excepția pâinii sociale. Și au anunțat că vor majora volumul de producere a pâinii sociale cu 54%, ceea ce este îmbucurător, zicea și domnul Cașu, că există aceste restricții. Acum, explicația celor de la Franzeluța, din 2015 prețurile n-au fost ajustate și ei suportă cheltuieli mai mari pentru, din cauza prețurilor mai mari la carburanți, la gazul natural și la energie electrică. Cât de argumentată este această majorare? Deci, pentru că o să facem trimitere. Știu că dumneavoastră sunteți din mediul de afaceri și inclusiv cunoașteți foarte bine ce înseamnă producția de grâu și roada de anul precedent, care ar trebui să influențeze într-o măsură aici, mai mare. La ce își privește prețurile și majorilor, țin să-i dau dreptate domnului Cașu, că prețurile s-au majorat nu la pâinea socială, dar la torte, la prăjituri, la biscuiți, la multe alte produse care le produce Franzeluța, s-au majorat în timp. Nu, chiar așa. Nu, acum... Ei anunță la aceleași produse cum ar fi nu de masă. Cei de au majorat colație, adică nu este adevărat. Noi vorbim de produse sociale importante. Eu pot să spun, la produsele din nișă ei au majorat prețurile constante, iar acum vor să majoreze la produsele de masă. Sortimente de pâine, eu am citat din comunicatul lor oficial. Să-l combatem. Vă rog, chiar, da, este absolut normal. Este freedom totuși. Arest, evident, deci noi am avut anul ăsta greu. Acum vorbim despre Franzeluța, înseamnă că vorbim despre pâine. Pâine asta e făină, făină asta e grâu. Deci, în 2020, în an de secetă, conform datelor statistici, Republica Moldova a produs 570.000 de tone de grâu. În 2021, Republica Moldova a produs peste 1.500.000 și ceva mii tone de grâu.
A fost o creștere incredibilă, o roadă deosebită. La porumb la fel, au crescut de la 700 de tone, de mii de tone, au crescut roada până la vreo 1 milion și ceva. Per total, noi ne-am ridicat la grupa 1 și grupa 2, am avut un rezultat incredibil de peste 4 milioane de tone de cereale per total. Mai mult ca atât, suprafețele noastre de depozitare în timp n-au avut niciodată o astfel de roadă, au degradat într-un halc, agricultorii nici nu aveau unde depozita și au preferat să-l lase în câmp, într-o mare majoritate porumbul undeosebi, că nu are mult de suferit. Dar, acum se colectează, se vinde, se duce la export. De ce s-a întâmplat creșterea asta fulminantă? Pentru că dacă s-o luăm așa în vara anului trecut, eu când mergeam și vedeam lanurile astea atât de frumoase și mi-aduceam aminte de 2020, în an de secetă, accentuez, când roada a fost compromisă, când cantitatea de grâu era de 570.000 de tone, consumul nostru intern de 330.000 de tone dacă avem porumb, adică nu hrănim și animalele cu el. Dacă cum anul trecut, în 2020, nu a fost porumb, s-a ridicat la 450.000 de tone consumul intern pentru că se hrănea și animalele cu grâu. Vietăți. Deci, și grâu costa 3,20 lei în toamnă. 3,20 lei costa în toamnă. Și eu când vedeam cantitatea care ar fi putut fi strânsă, era previzibil că va fi în jur de 1 milion, 1,5 milioane de tone, eu eram un pic disperat, că mă gândeam că prețurile o scadă până la 2 lei, 2,50 lei, cum se întâmplă în mod curent, adică când este o supraproducere, o supraofertă, mai ales că producătorii noștri interni așa și n-au reușit să asocieze, pentru că unica modalitate corectă și din punct de vedere economic viabilă de a lupta cu marile monopoluri pe intern, pe lângă Consiliul Concurenței, care trebuie să aibă grijă de lucrul ăsta, este formarea de cooperative, care de asociații. Concluzia este că factorii externi au dus la majorarea prețurilor la pâine, înainte de majorarea prețurilor la gaze. Deci, Canada secetă, America secetă, Rusia secetă. Rusia, la 1 octombrie, a introdus 50 de euro la fiecare tonă de export. Cea mai mare creștere de prețuri piața mondială în ultimii, trebuie să mă vreo 50 de euro, de ani, ca să nu se ducă grâul din Federația Rusă, 50 de euro au introdus taxă de export. Și asta ce înseamnă? Și asta înseamnă că în bazinul Mării Negre, pentru că prețurile în Republica Moldova sunt dictate de prețurile de burse din bazinul Mării Negre, ca aspiratorul au început să tragă din Republica Moldova. Pe de o parte, noi, toți cetățenii Republicii Moldova, ne-am bucurat pentru agricultorii noștri că datorită acestor prețuri incredibile, la o cantitate atât de incredibilă, ei și-au acoperit în marea lor majoritate pierderile lor, pentru că toți erau la talpă, dacă nu erau în groapă. Și-au acoperit de tăi, domn deputat, și cum spun ei, o să zic că pe vreo 5 ani înainte. Acum întrebarea, Republica Moldova oricum rămâne cu rezervele necesare pentru a asigura. Dar nu spune nimic că Republica Moldova nu are rezerve de grâu sau noi nu avem siguranță alimentară. Totul este absolut. Problema e că prețurile au crescut. Și da, s-au dus în lanț. Deci a ajuns floarea soarelui care costa o plei să depășească 12-14 lei. Porumbul scoste 5 lei, grâul scoste 5 lei, 4,80 lei, adică sunt niște prețuri extraordinare, exorbitante. Și argumentată creșterea pâinii? Da. Prețurile la pâine. Domnul Calvin, eu vreau altfel despre Franzeluța, pentru că este brutăria statului a poporului Republicii Moldova. Eu dau crezare domnului Bolea, este fluent în prețuri și așa mai departe. Eu nu cunosc situația cu prețuri la Apă Canal și la Poșta Moldovei, dar la Franzeluța am monitorizat întotdeauna, așa că și pe perioada guvernării PSRM-PD, la produse selective, colaj de nuntă, colac, deci ei majorau numai că maxim cu 75 de bani. Acum au sărit la 1,50 lei. Vreau, de ce altfel? Pentru că s-a schimbat directorul la Franzeluța pe 26 octombrie 2021 și vreau să vă spun ceva din perspectiva angajaților ăsta a Franzeluța. Deci ei privesc lucrurile în felul următor. Domnule, este deranjant, este dureros că se majorează prețul la pâine, dar salariile noastre nu se majorează. Și ca orice instituție și întreprindere de stat, domnul Galben, este decalajul ăsta enorm între remunerarea conducerii, da? Și salariile angajaților de rând. Iată, dacă noul director, în viziunea mea, ar fi făcut niște schimbări, reforme, unde s-ar mai fi tăiat din beneficiile grase ale conducerii. Iată, asta eu înțelegeam că este ceva semnificativ în domeniul managementului din partea lui Matkov Victor. Dar așa, scuzați-mă,
În folclor spune să majorezi prețurile, poate și maimuța de la grădina zoologică, și multă minte nu-ți trebuie. Deci Franzeluța are nevoie de schimbări, de foarte multe lucruri, ca, știți cum, nu numai să majorăm încă o dată, asta e cel mai ușor și poate că este justificat aceste, nu știu cum, schimbări la nivel mondial, mâna invizibilă a pieței, nu știu ce, într-adevăr, dar iată, eu chiar am fost azi dimineață și vă transmit, am această ocazie, opinia lucrătorilor de lând, a Franzeluței, da? Cum ei văd situația. Și, în primul rând, decalajul dintre remunerare grasă-grasă, nu numai directorul, acolo sunt vice-directori, asistenți. Asta e o problemă. Într-adevăr, este o problemă sistemică a statului Republica Moldova. Dar eu noi vorbim de Moldova, Franzeluța, care prioritar cumpără pâine de la Franzeluța, care ajunge inclusiv în cele mai îndepărtate este localități. Este dureros pentru că pâinea lovește cetățenii. Pentru că în acest comunicat emis astăzi de Franzeluța nu există stipulat, așa, foarte clar, cu cât va fi majorat prețul la pâine. La pâinea socială nu va fi și slava Domnului. La pâinea socială, dar nu toți cumpără pâine socială. Deci, pentru a evita majorările astea în lanț, obiective, ele toate au la baza sa ceva foarte obiectiv și real, foarte greu de combătut, pentru că a crescut grâu, a crescut prețul la gaz, a crescut prețul la energie electrică, a crescut munca, benzina, motorina. Salariul crește. Salariul, exact. La energie electrică încurmează să crească. Ca să înțeleagă telespectatorii, Guvernul Republicii Moldova a venit cu o compensare a prețului la gaz pentru producătorii de pâine, pentru producătorii de brânzeturi, etc., toți care folosesc în procesele sale tehnologice gazul. Numai că eu vreau un pic să mergem totuși înapoi, că trebuie de văzut de unde cresc picioarele. Franzeluța, întotdeauna, pe tot parcursul acești 30 de ani, a fost un instrument politic. El niciodată nu a fost privit ca o întreprindere cu caracter economic. Dar acum? Acum noi o să facem ca ea să devină o întreprindere cu caracter economic. Ea trebuie să câștige banii săi. Noi nu majorăm acum prețul ca ea să câștige banii. Ea va fi reformată în timp, ceea ce spunea și domnul Cașu. Noi trebuie să facem ca oamenii să aibă salarii, pentru că trebuie de făcut o analiză, modul în care a fost administrat bugetul lor, și o să vedem că de fiecare dată cei care erau sau nu erau, reparau ceva sau cumpărau niște utilaje, în loc să vină să mărească salariile la oameni, pentru că eu sunt sigur că a fost o fluctuație imensă de cadre de la ei, că erau oameni tineri, erau femei care lucrau, care plecau de la aceste întreprinderi, în ciuda faptului că s-a de făcut optimizare. Și mai mult ca atât, eu ca o persoană care vin din business, din domeniu, am fost și eu în domeniul brutăriilor, am avut aici o societate comercială cu mulți ani în urmă și am plecat din Republica Moldova. Și am deschis nu era rentabil. Nu era rentabil pentru că în Republica Moldova, vreau să spun, Franzeluța și datorită Franzeluții, și o spun asta la modul cel mai serios, și datorită faptului că ea a rămas să fie o întreprindere de stat, în Republica Moldova s-a distrus o altă ramură extrem de importantă, cu o mare plus valoare, anume morăritul. De-a lungul anilor, această franzeluță, pentru 300 de lei care se dădeau la cântar când intra mașinile, sau pentru 50 de euro la fiecare tonă care venea din Ucraina și se descărca la ei cu... Era așa, cumpărătorul era o companie offshore, destinatarul mărfii era franzeluța din Republica Moldova și se descărca la uzinilor 2. 50 de euro rămânea de fiecare dată în contul lor. Pâinea socială, domnule Bolea. Păi pâinea socială, vreau să înțeleg. Iată, ați văzut, domnul Cașu rămâne același preț. Limita aia pentru per persoană care merge dimineața, stă de la ora 5 sau 5:30, fac coada acolo când se deschide magazinul și poate cumpăra un număr limitat de pâine. Cumpără 3 pâini. Este limita, 3 mai mult. Da, vă zic, o limită de 3 pâini. Vi se pare normal asta? Dar domnul Bolea, deci aici este important din punctul celor care stau în rând. Eu am stat cu oamenii. Deci, spune în comunicat domnul Matkov că e cu 54% se va mări pâinea soia. Da. Deci dacă acum domnul Galben se aduc 15 lăzi, acte 12 pâini, da? Cum vor fi 20 și? Bravo. Deci asta este... Nu că e insuficient. Nu este... Deci nu este... suficient nici ca acum. Cineva ar putea spune că sunt 3 pâini. Întrebarea mea de la cei care stau în rând este, poate statul acum, în aceste clipe, să ajute financiar această întreprindere, ca întreprinderea să producă mai multă pâine socială. Okay. Eu aici nu sunt... Eu azi vă spun, noi am avut partea asta cu ajutare întreprinderii. Nu vă spun, cetățenii trebuie ajutat. Concluzionăm că intrăm în pauză. Noi am avut problema cu ajutorul termocomului și a fost un dezastru total. Deci dacă vrei să ajuți, nu ajuți întreprinderea, că ei fură banii și directorul a să lucreze cu offshore-ul și a spui $50 pentru fiecare mașină în offshore. Dacă vrem să ajutăm, nu, cum ați dat exemplu, domnul Boli. Dacă vrem să ajutăm, să ajut fiecare cetățean în parte. Exact. Al ajut, fie pe instrumentul. Și așa poate vom ajunge. Haideți, cum putem ajuta
exact. Franzeluța, dar și ceilalți producători. Aflăm după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. Dorin Galben vine la TV8. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start Agenda Informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. La 18:50, Dosarele X cu Cătălin Gorea. Ce înseamnă educația sexuală? Nu începi să strigi la copil ce faci, unde pui mâna. Este normal copiii, ca și adulții, să-și atingă corpul. Cum convingem părinții să nu se sperie de masturbarea copiilor? Ei se sperie, pentru că nu cunosc asta, e un proces normal de maturizare. Numărul fetelor adolescente care rămân însărcinate este mai mare decât 1800. Și asta avem, copii care nasc copii. Educația sexuală pentru copii. Când începem și ce le povestim? Marți, la Efect 9.6, de la 22:30, doar la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. Dorin Galben vine la TV8. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start Agenda Informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel... Am revenit în platou, continuăm discuția. Domnul Bolea, care este totuși soluția pentru a ajuta soluțiile, franzeluța? Soluțiile. Criza este una foarte mare, profundă. Populația este extrem de sărăcită.
soluțiile se împart în două. Una de scurtă durată, rapidă, acum, imediată, aș spune, și a doua este de lungă durată. De lungă durată vorbim despre creșterea economiei și creșterea bunăstării populației. Deci, la acest capitol, guvernul este super responsabil și orice guvern de pe tot acest glob este extrem de responsabil de creșterea economică și creșterea bunăstării. Și lucrul ăsta trebuia să-l facă toate guvernul timp de 30 de ani de zile. Asta trebuia să fie obiectul muncii lor ca atare. Eu cred că acum sunt de acord cu domnul Ioniț atunci când vorbim despre compensări. Este în zadar să compensezi franzeluței, trebuie de compensat populației. Și dacă noi avem un număr de 700.000 de persoane care sunt pensionari, social vulnerabili, oameni cu bunăstare foarte și foarte proastă și scăzută, trebuie devenit cu compensări țintite pentru acele oameni. S-a majorat, deci, spre exemplu, dacă el astăzi are, spre exemplu, 2.000 de lei și el cumpără în fiecare zi câte o pâine și majorările duc la faptul că el poate să cumpere o pâine la două zile. Înseamnă că guvernul trebuie să compenseze ca omul ăla să poată să-și cumpere în continuare o pâine în fiecare zi ca să poată să aibă ce mânca indiferent. Bugetul Republicii Moldova. Eu înțeleg, dar oamenii sunt cei mai importanți. Cu siguranță, păi atunci trebuie să faceți acest lucru. Da, dar noi suntem într-un punct. Eu probabil dacă se va ajunge la majorări de prețuri și nu va ajunge această pâine socială, pentru că acum nu s-a majorat pâinea socială. Și acum spunea domnul Ioniț că pachetul total de compensație. În pauză, că... mușa, să-l... dacă în spaneți, da, mușa. Da, da, o să spun în calcule. Se ridică la 9 miliarde începând cu luna octombrie anul 2021, ceea ce deja a compensat guvernul Republicii Moldova pe diferite dimensiuni. Mai mult ca atât, eu pot să vă spun de pe acum că și asta noi este, nu știm cu cât, dar se pregătește o nouă majorare a pensiei pentru populația de Moldova. Vă spun eu, mușa, cât eu pot să-mi permit. Haideți să concluzionăm. Da, da, pe scurt, da. Că noi vorbim despre măsuri. Compensări pentru populații directe, imediate, majorări de pensii, creșterea bunăstării în timp și creșterea economiei. Haideți să vorbim așa. Deci, dacă vorbim la modul serios, problema trebuie discutată în două poturi. Ce poate face guvernul ca să stopeze, autoritățile, nu guvernul, să stopeze prețul? Și am spus, sunt patru instituții responsabile și trebuie acum de verificat cum fiecare își face treaba. Și a doilea, dacă prețul tot ce au crescut inevitabil, ce poți face ca să diminuezi impactul asupra populației? Aici trebuie să recunoaștem. Deci noi putem să criticăm ce vrem, dar s-au făcut câteva lucruri care trebuie recunoscut. Prima, în luna septembrie, și ei nu au medizat vina lor, s-a majorat pensia minimă, de cel mai tare sunt afectați de creșterea prețului la produsele alimentare. Cine? Oamenii vulnerabili, oamenii bătrâni, că la ei în coșul de consum produsele alimentare domină. Deci creșterea prețului la produsele alimentare pe dânșii îi pune la pământ, îi omoară. Și a doilea, cine? Energetica. Tot la dânșii, factura îi vine. Deci acestea două lucruri pe dânșii pur și simplu îi nenorocește. Și atunci s-a majorat pensia minimă 2,4 miliarde lei. Deci costul acestei măsuri, ca pe oamenii cei mai săraci să-i scoți din nenorocire, uitați-vă, anul trecut, produsele alimentare au crescut cu 17%, aproape 18%, pensia a crescut cu mult mai puțin. Dar tu majorăm pensia minimă la cei mai săraci, cumva ei scos din gaura aceasta de sărăcie extremă. Doi, anul acesta pensia au modificat formula de calcul. Rău că ei nu povestesc. După formula veche, pensia trebuia să fie indexată undeva cu 7%, după formula nouă va fi 18%. Asta înseamnă că ei au decis să ia din alte domenii 2 miliarde lei, așa e corect să spunem. Deci, prioritate devine pensia și s-a luat în suplimentar 2 miliarde de lei și se bagă tot la pensie. În total, 2,4 și 2, avem 4,4 miliarde de lei doar pe măsurile legate de protecția celor mai săraci. Mai departe, 1,6 miliarde de lei când au dat în toamnă la Energocom este împrumut, dar aceasta a permis ca să nu fie majorat prețul încă din luna noiembrie și a scăpat oamenii pe două luni de majorare de preț. Deja am ajuns la cât avem? 6 miliarde. Și ultima, 3 miliarde de lei, tot pachetul de subvenții a întregii populații legate de perioada rece. Deci, da, în total, 9 miliarde de lei au fost bani. Când întrebați, sunt bani, sunt nu. Bani niciodată nu sunt. Deci ei au considerat că în această perioadă dificilă, iai din toate domeniile și bagi în tot ce înseamnă protejarea cetățeanului, deoarece cea mai profundă criză prin care a trecut vreodată Republica Moldova este în acest an legată de criza energetică. Vă pot spune că impactul ei, noi peste vreo 2 ani când să-l măsurăm economiștii, ca inflație, ca impact asupra oamenilor, ca impact asupra lor, că noi am făcut sondaj. Oamenii,
asupra guvernării. Deci, chiar dacă eu dat 9 miliarde de lei, n-a ajutat. Acum cine mă ascultă, spun, domnule, ce vorbești tu? Deci, o să vedem în a doua oră, sunt și cetățenii. Haideți să mergem mai departe. Domnule Fala, vorbim despre alte scumpiri. Pe piața imobiliară, în special ceea ce se întâmplă, am observat o creștere a prețurilor, materialele de construcție, mașini. Mulți observă asta, răzanalizează foarte bine piața. Sunt iarăși doi factori. Bine, prețurile cresc pe exterior, dacă m-au crescut prețurile, noi materiale de construcție, mare parte le importăm, bine, probabil cimentul nu importăm, dar restul materiale de construcție noi le importăm și nu pot să nu fie creștere. Și doi, noi am avut o creștere foarte mare a cererii pe intern, inclusiv a creditării persoanelor fizice și evident că acest lucru se reflectă în creșterea cererii pentru, în cazul dat, pentru bunuri de lungă durată. Și de altfel, intervenția BNM, ultima intervenție de înăsprire a politicii monetare, anume era orientată spre reducerea, era orientată spre această, nici nu reducere, dar mai degrabă temperarea ritmurilor de creștere a creditării, pentru că cumva să elimine acest risc care vine, care încă mai vine din partea... Haideți să simplificăm limbajul. Nu vreau să intervin prea des. Nu avem o creștere de preț, corect spunem recuperare. Ce înseamnă aceasta? În 2008, în ultimul trimestru, prețul unui imobil în Chișinău costa 900 de euro metru pătrat. În toată lumea s-a petrecut criza imobiliară și prețurile au scăzut timp de 3 ani de zile. La noi prețurile au căzut 10 ani până în 2018. În 2018 s-a stabilizat jos, 19-20 a fost o ușoară creștere, 2020-2021 am avut o explozie de creștere a prețurilor, însă ele n-au crescut, dar s-au recuperat. Apartamentele noi doar am ajuns la 900 de euro, adică prețul din 2008, dar ce salariu era atunci, ce e acum, deci doar am ajuns la apartamentele vechi, noi în general suntem sub 700 de dolari. Acum, trebuie să o spunem cetățenilor noștri, asistăm la o temperare. Deci prețurile au crescut, acum practic în imobiliare s-au stopat, ele au crescut, că oamenii au luat credite, au crescut în opinia mea, că sunt cumpărate câteva mii de apartamente în scopuri speculative, în sensul bun a cuvântului. Deci oamenii au luat că piața crește, acum ei cred că se vor stresa că piața nu mai crește și cel mai probabil vom avea o aruncare pe piață în lunile martie, aprilie, mai și vom avea o stopare de creștere, însă o perioadă lungă prețurile vă crește. Da, bună explicație, vă rog. Eu vreau un pic altfel să dinamizez discuția în studio. Vreau să fac o scurtă comparație între criza sanitară și energetică din punct de vedere cetățeanului, iar domnul Galben. Deci, criza sanitară, COVID, s-a început în martie 2000 și de atunci cetățenii Republicii Moldova n-au fost protejați, n-au fost compensați, au fost lăsați să plătească exorbitant măștile, dezinfectanții și testele. Vedem criza energetică și o abordare foarte, foarte bună, în opinia mea, guvernării, pentru prima dată, spre deosebire de criza pandemică. Avem aceste compensații, se numește gradul, nivelul de protecție a cetățenilor și vorbesc despre acea compensație în factura la gaz. Este una concretă, în bani, și dacă comparăm aceste două crize de care suntem afectați, atunci statul în criza energetică s-a comportat, în opinia mea, mult mai responsabil prin aceste compensații. Pentru că criza sanitară, în continuare, plătim de mii de ori mai mult la mască, teste și dezinfectanți și cineva pe criza sanitară, nu numai Republica Moldova, a făcut bani cu căruța, a făcut bani cu vagonul și fac în continuare, domnul Galben, și din păcate instrumentul statului Republica Moldova, Consiliul Concurenței, numai domnul Ioniță știe cât statul o băgat în această instituție, iarăși o mică realizare, domnul Ioniță, o mică realizare actualei guvernări, probabil știți, domnul Galben, că începând cu 1 ianuarie, ei nu mai stau în această clădire de oficii de lux de pe Armenească și i-au mutat la Rășcanovca pe Aleco Rousseau 1 și statul nu mai plătește 5 milioane de lei chirie unui fruntaș PD. Problema este că această instituție este în hibernare, ca Moș Martin, ca ursul, și este total ineficientă, total. Deci dacă este sub control parlamentar, da, domnul Bolea? Aici depinde de actuala majoritate, de parlamentari, să îi pună la lucru. Să mergem pe puncte. Am pregătit aici o structură și este extrem de important să o respectăm. Domnule Bolea,
Carburanții, ce se întâmplă? Scumpirile nu sunt, cineva ar spune, foarte mari. Am văzut noile prețuri care au fost afișate. Benzina se va scumpi cu 7 bani, până la 23 de lei și 16 bani. Motorina va costa cu 4 bani mai mult decât anterior. Da, cineva ar spune că sunt câțiva bănuți, dar aceste majorări le vedem în ultima perioadă. Ok, eu vă dau un exemplu. În luna mai 2021, o tonă de combustibil la rafinării în Ploiești costa în jur de 200 de euro și acum în jur de 800. De unde cumpăr toți producătorii noștri. În Republica Moldova au fost eliberate 23 de licențe pentru import produse petroliere și sunt numai 9 companii care fac acest import. Din aceste 9 companii sunt 3 care dețin topul. Dacă vorbim de 630 de mii de tone, spre exemplu, de motorină, este o companie care aduce 250 de mii de tone, una aduce 150, una aduce 80, tot așa în jos și restul, după ăștia trei primi, nu vă dai denumirile companiilor, toată lumea le înțelege cine sunt ele, următorul după ei, după 100 și ceva de mii de tone, următorul vine cu 20, cu 30 de mii de tone, adică nesemnificativ total, ca și importatori. Adică toate produsele petroliere sunt de import. Noi am, în septembrie, când am votat legea, am eliminat în dorința de a diversifica posibilitățile de import și ca agenții economici să poată să meargă să import, era o obligativitate să deții sau 8 milioane de lei în cont sau hârtii de scrisoare de acreditare de la bancă, tu ai 8 milioane, trebuia să ții depozite pentru 5.000 de tone, trebuia să faci dovada că tu ai toate aceste lucruri, totul costă. Haideți să simplificăm. Da. Deci, simplificăm. Areu, cum explică prețurile la carburanți sunt justificate din cauza cotației? Sau cotațiile aici iarăși, internaționale. Aici iarăși. Noi venim cu, eu cred că dacă nu erau aceste 9 miliarde și eu cred că până la sfârșit compensările vor fi și mai mari. Pentru agricultori, eu am mers în Ministerul Agriculturii în România și am pus întrebarea că noi vorbim despre agricultori și transportatori. Mă rog, eu sunt din Comisia de Agricultură și caut soluții pentru ei. Comisia de Finanțe, Economie și Buget o scade soluții pentru transportatori. Problema este în felul următor. Deci sunt două modalități în toată Europa. Una este că ei cumpără la preț angro, niciun agricultor nu cumpără acum cu 22 de lei sau 20 de lei, el cumpără cu 1 leu, 1 leu și 50 față de prețul de la... Asta e peste tot pe glob. Și a doua modalitate prin care el poate fi făcut, mai ales în România, să dă 100% din acciză, în celelalte țări la fel, noi în Republica Moldova trebuie să începem să rambursăm acciza. Deci acciza este o taxă plătită pentru folosirea drumului public. Trebuie să începem când? Păi eu cred că noi trebuie să începem în măsura în care este această posibilitate financiară. Dar este? Dar trebuie de găsit și diversificat pentru că este o mare nevoie în acest Domnule Fala, prețurile la carburanți. Ați văzut, nu știu dacă ați văzut reportajele colegilor din preză care discută cu oamenii în trafic sau care merg la benzinărie din decembrie și până în februarie acum, prețul s-a majorat la benzină, spre exemplu, de la aproape 20 la peste 23 de lei și la motorină de la 17 la peste 20 de lei și vorbim de nici două luni. Noi trebuie să înțelegem, noi nu putem să nu avem scumpire la un produs care noi nu fabricăm în Republica Moldova. Deci noi nu extragem petrol, noi tot petrolul importăm, toate produsele petroliere, e motorină, e petrol, deci noi tot importăm. Dacă peste tot cresc prețurile, noi nu putem evita majorarea prețurilor. Dar în Republica Moldova mereu am văzut, la nivel internațional, prețurile pentru cotațiile plăți scădeau, în Republica Moldova rămâneau la fel. Când se majorau, în Republica Moldova asta se majorau. E altă problemă. Ce înseamnă asta? Cum funcționează aici? Într-adevăr, nu funcționează așa. Păi acum nu funcționează așa, dar acum... S-a micșorat și prețul la noi, până la 17 lei. Era o satisfacție nebună. Înțeleg că autoritățile vreau... pot influența asta. Nu pot influența. Atâta timp cât Consiliul Concurenței este... Este plațul. Eu înțeleg, dar anterior cum se întâmpla? Dacă spate, era, am avut în 2020, atunci când am făcut scandal și am arătat că îi puneau 5 lei adaus comercial. Mie îmi place noțiunea preț corect sau nu-i corect. Întrebarea care o să o punem, nu dacă prețul e mare sau e mic, dar dacă prețul este corect sau nu este corect. Și atunci, ce înseamnă preț corect? În opinia mea, prețul la benzină se formează din trei componente. Prima componentă este prețul de import, care acum a crescut cu 1 leu și ceva. A doua sunt impozitele, care acum trebuie să recunoaște, a crescut accizul și ți-o băgat încă vreo 50 de bănuți impozit. Și a treilea, adaus sau aplicat de companiile petroliere. Și pe mine nu mă interesează, nu mă interesează. Eu nu pot influența prețul de import, n-al pot.
Eu nu pot influența impozitele în măsura dacă guvernul decide că să le scadă sau ceva. Îmi rămâne să urmăresc și noi cetățenii trebuie să urmărim care este adaosul companiilor petroliere și este un adaos nesimțit sau este un adaos corect. În 2020 am avut și adaosuri de 5 lei la litru de benzină. Nesimțit. Așa. Media pe 2020 a fost 3,20 lei adaosul. Acum companiile adaosă, datele vor fi exacte, vor fi undeva peste vreo lună când ANRE va publica datele pe trimestru 4, dar acum aproximativ, deci estimativ, sunt undeva în jur de 2,20 lei, 2,30 lei. Altfel, e în limita bunului simț? Chiar și mai jos decât legea. Legea le spune până în 2,60, ei aplică chiar și mai puțin. Deci adaos comercial. Problema care este la față de guvernare este că ei nu au, și am vorbit cu domnul Bolea, nu au liberalizat aceleași normă de 1000 de toni care ați lăsat-o în loc de, era 5000, 1000, nu rezolvă nimic. Deci noi trebuie să le permitem companiilor petroliere să fie concurență. Noi avem terminalul la Giurgiulești, unde, întrebați, poate o companie să ducă? Nu poate, din simplu motiv că se consideră import. Deci noi în loc să utilizăm terminalul, noi nu-l utilizăm, oamenii se poată să-și facă agricultori stocuri, că să nu se nimerească că întotdeauna primăvara se confruntă că avem două probleme. Cursul valutar și prețul de import. Și agricultorii în fiecare an, sute de milioane de lei plătesc, zicem așa, nesimțit unora, da? În fiecare primăvară. Și eu sper foarte mult că voi lege aceasta, veți aduce-o la capăt, dar acum, dacă vorbim de corectitudine, companiile petroliere, că asta este. Ei în prezent aplică un adaus mai mic decât a fost în 2020. Am înțeles. Ca să fiu precis, îmi cer scuze, domn Cașu. Deci, ca telespectatori să înțeleagă, în 2,60 lei care este pus la ANRE, intră așa, din Ploiești se încarcă mașina, tot transportarea absolut, încărcare, descărcare, toate cheltuielile care le are, până în localitatea lui, dacă există o benzinărie care vinde, în 2,60 lei trebuie să încadreze, dacă vorbim de prețuri la benzina și motorina standard, trebuie să încadreze toți pe tot lanțul. Și aplică mai puțin, chiar legea le permit 2,60 lei. Și mai mult ca raționamentul, deci aplică mai puțin. Din cauza că este concurență. O mică concurență a apărut și deja scad. Că ei aveau și 1,70 lei, trebuie să spun, că noi avem perioade când ei aplicau și 1,60 lei, 1,70 lei, adică... Și noi avem, scuzați ca să intervin gândul. Deci, și noi mai avem încă o chestie. În luna iunie, anul trecut, pe data de 14, a intrat în vigoare așa numitele amendamente a domnului Olenic, tot la legea petrolului, prin care a modificat, anume de la 2,60 s-a scăzut la 2,30. În consecință, noi, domnul Ionit spune că noi acum le dăm 2,60, în realitate iau 2 lei, 2 lei și. Când le-a dat 2,30, mergeau la 1,70, probabil 1,80. Pe piața noastră, ce a făcut, a dispărut foarte multe produse petroliere. Am văzut perioada. Nu poți obliga un agent economic să lucreze în minus. Și din fiecare dată când statul vine cu exces administrativ, implică controlul prețurilor, duce la deficit pe piață. Până la minut, deci foarte succint problema carburanților din perspectiva șoferilor și a majorității cetățenilor Republicii Moldova. Dacă domnul Ioniț caută atent în telefon, o să găsească analiza dumnealui din anul 2000, unde a prezentat foarte, foarte convingător. 2020. 2020, an pandemic, petroliștii, domnul Galben, au avut profituri uriașă. Cel mai mare, Exact. Atenție, într-un an pandemic, unde lumea pierde job, pierde salarii, pierde tot, deci ei în statul Republica Moldova au avut salarii, au avut profituri uriașă. Și întotdeauna, cum spuneați dumneavoastră, domnul Galben, ați observat că sunteți șofer. Deci, și în anii precedenți, la bursa din New York scădea semnificativ petrolul, noi plăteam cum s-a majorat când oleacă a crescut petrolul. Problema este în... Noi... Impresia mi se creează aici în studio și poate este greșită, că ne gândim la cei care fac business, la companiile petroliere, numai decât ele trebuie să aibă profit. Nu am menționat că în anul pandemic ăștia s-au îngrășat pe buzunarul cetățenilor Republicii Moldova. Cifrele dumneavoastră. Da, corect. Așa recunoașteți. Așa. Păi ele sunt. Acum este domnul Galben. Acum este responsabilitatea statului, mărtășiunea asta de instituție, care e în hibernare, Consiliul Concurenței, încă fără șef,
că nu este reducat. De asta e la Anăria. Petrolul și Consiliul Concurenței și Anăria. Am un clip să înțelegem, domnule Bolea, nu putem găsi un șef acolo? Sunt în căutare, doamne, nu numai unul. Dar ei trebuie să fac reformii, vreau să fac și reformii. Ei s-au mutat în casă nouă. Stă fără șef, este ineficientă. Era ideea să fac reformii, era ideea. Erau toți. Domnul Galben, ei dacă vor, pot fără șef și al mare să lucreze. Și ei, parlamentul, că e sub control parlamentar, sună șic, sub control parlamentar, ei dacă vor să-i pună la lucru, vorbind folcloric, ei pun la lucru și fără șef, până când o comisie nu știu care din parlament găsește o persoană, până găsește o persoană în locul lui reducat. Asta înseamnă că ce? Acum petroliștii au în continuare aceste înțelegeri de cartel? Acum s-a schimbat. Trebuie să recunoaștem că s-a schimbat în situația. Am criticat-o chiar și forma nouă, domnul Bolea, ține minte, care are lacunile ei, dar situația este mai bună decât a fost în 2020. În 2020 a dreptate colegul, deci am scris și eu exact, tot ce le-a scris și tot ne spun, poți să uiți, eu am făcut referință și nu șterg de tot ce am scris la mine, este public aceasta. Uh-huh. Într-adevăr, eu analizez prețul din punct de vedere a nesimțirii sau simțirii lor și mă uit cât au adăugat. Au avut 5,50 lei la litru de benzină. Deci asta e în Statele Unite, cu mult mai mic, în Statele Unite la nivel de 2 lei și ceva. Deci tot, prețul, da, la dâns și puțin altă, dar ei nu au prețuri mari. Acum la noi, ce se întâmplă în piața produsului petrolierii? Problema, cât n-ar fi de straniu, când prețurile sunt mari, petroliștii sunt cei mai corecți. Deci ei, întotdeauna când prețurile au fost mari, la dânși adaosul este foarte micuț. Și noi atunci atipăm la dânșii. Tot ce se întâmplă, toată mizeria se întâmplă când prețurile sunt mici și nu le scad. Și atunci noi tăstășim când ne bucurăm ca copiii cei mici, când prețul a scăzut la 15 lei și ceva, în condiție când el trebuie să fie 13 lei. Aici e problema de bază. Eu întotdeauna întrebare, prețurile se vor majora? Care este tendința la nivel Eu cred că acum am ajuns la cam, dacă ne uităm atent pe piața internațională, acum prețul la petrol practic a ajuns la limita de sus, nu se mai vede de sus, aproape de 90 de dolari și tendință de scădere. Prețurile plați s-au ridicat la maxim 14.000 și ceva pe tonă. Bănuiesc că am aici să opresc. Tot ce am avut cu accizul, că s-a majorat accizul, gata, s-a epuizat. Noi plătim cu 50 de bănuți în plus pe acciz și cel mai probabil, dar nu că numai Dumnezeu știe ce va fi, cel mai probabil noi cam am ajuns la vârful muntelui. Deci acum prețul la produsele petroliere. Dar este primăvară. La noi, întotdeauna, în primăvară, se întâmplă minuni. Păi, să nu uităm că prețul la produsele petroliere, noi le cumpărăm în valută și, de regulă, primăvară, valuta noastră națională, într-un mod spectaculos, se depreciază. Noi am făcut un apel către Banca Națională că să aibă grijă, că noi avem o bănuială rezonabilă, că cumva la noi valuta suspect se depreciază primăvara, când asta afectează agricultorii și dumneavoastră de la Comisia Agricultură, trebuie să știți exact lucrul acesta, și se apreciază, deci agricultorul primăvara, când cumpără chimicale, petrol, valuta se depreciază și el plătește cu 3% în plus, dar 3% la un litru de motorină, asta e 50 de bănuți, plătește în plus numai din cauza valutei, și toamna, când el trebuie să-și vândă marfa, leul nostru din cotă se întărește și el pierde 3% la exportul de marfă. Și că ăsta e un lucru, care acum comisia, situații excepționale, care a avut loc, nu, cum se numește, care la președintele țării, cum se numește? Consiliul de Securitate. Consiliul de Securitate a spus Băncii Naționale, aveți grijă de instrumentele voastre, este corect, eu de pildă aș accentua în mod special, aveți grijă de politica valutară și mecanismul vostru de intervenție, că el bănuitor de suspect arată primăvara și toamnă și aduce daune exact. Am înțeles care este problema. Și la frica dumneavoastră, domn Galben, ca să terminăm cu chestia asta. Deci atunci când se va porni prețul în jos la plaț, piața va reacționa extraordinar de prompt. Adică va scădea. Va scădea. Și atenție, dacă înainte, atunci când scădeau, ei scădeau cât vroiau ei și le rămânea și 5,50 lei, de data aceasta tot aceiași 2,60 lei vor avea, că merge în sus sau merge în jos. Haideți să anunțăm rezultatele la televoting până la această oră, deci le avem pe ecran. Întrebarea, vă reamintesc, era dacă guvernarea poartă responsabilitate pentru creșterea prețurilor. 40% dintre cei care au votat consideră că da, 60% nu, deci domnule Bolea, cumva... nu toată vina cei care ne urmăresc o dau pe guvernare, dar o să vedem până la finele emisiunii care vor fi. Dacă îmi permiteți aici să vă spun, eu întotdeauna am spus și de asta și la toată lumea. Eu consider că alegătorii și cetățenii din Republica Moldova sunt ca și calitate net superior. Și cei de stânga și cei de dreapta net superior clasei politice. Drept avem rezultatul aici. Persoanele sunt ancorate în niște realități și la justa valoare văd efortul care îl face guvernul. Și asta este răspunsul care l-au dat astăzi.
Noi luăm o scurtă pauză de publicitate, după aia discutăm despre scumpirea gazelor naturale și inclusiv despre previziuni și pronosticuri pentru anul 2022. Expert Group și domnul Fala a făcut un studiu la acest subiect. Rămâneți alături de noi. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. Dorin Galben vine la TV8. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. La 18:50, Dosarele X cu Cătălin Gorea. Ce înseamnă educația sexuală? Nu începi să strigi la copil ce faci, unde pui mâna. Este normal copiii, ca și adulții, să-și atingă corpul. Cum convingem părinții să nu se sperie de masturbarea copiilor? Ei se sperie, pentru că nu cunosc asta, e un proces normal de maturizare. Numărul fetelor adolescente care rămân însărcinate este mai mare decât 1800. Și asta avem. Copii care nasc copii. Educația sexuală pentru copii. Când începem și ce le povestim? Marți, la Efect 9.6. De la 22:30, doar la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. Dorin Galben vine la TV8. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine.
Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 20. Am revenit în cea de-a doua oră la Freedom. Vă reamintesc, vom avea posibilitatea să preluăm și apelurile telespectatorilor, dar în 20-25 de minute. Acum discutăm despre scumpirea gazului, scumpirea din nou a gazului. Și ca să ofer context, tariful la gazul natural pentru consumatorii finali a crescut la 15 lei și 18 bani pentru un metru cub. Asta cu tot cu TVA, dar în prezent tariful pe care l-am achitat cel puțin luna precedentă era de 11 lei și 8 bani. Domnule Bolea, am văzut și deja decizia comisiei și cumva compensațiile care sunt majorate pentru cetățeni, dar ce înseamnă asta? Înțelegem că din luna ianuarie, da, cetățenii vor trebui să achite mai mult. Din luna ianuarie, da. Știți, eu vreau ca telespectatorii noștri să înțeleagă că contractul în baza care... Eu am să merg un pic de istorie. Contractul în baza care noi astăzi achiziționăm gazul a fost încheiat în 2006. Condițiile astea de plăți în avans care sunt impuse acum astăzi Republicii Moldova nu sunt de ieri și de astăzi, sunt din 2011. În luna octombrie 2021, viceprim-ministrul a semnat un protocol, nu a semnat contractul și nu a făcut nimic din toate astea. Ca noi să înțelegem un pic de predistorie ce s-a întâmplat. Și mai mult ca atât, la data din 1 septembrie, după datele 2021, după datele Moldova Gaz, încă neconfirmate în urma unui audit care va urma să fie făcut, datoria noastră pentru Gazprom se ridică în jur de 700 de milioane de euro, inclusiv și penalitățile. Aceste penalități, dacă le dăm într-o parte, rămâne o datorie de vreo 300 și ceva de milioane. Cum înțeleg? Să spunem că e 400. Deci vorbim deci, de regiunea transnistreană. Da. Nu, nu. Fără regiune. De regiunea transnistreană vorbim de 8 miliarde. Sunt ale lor. Asta nu sunt ale noastre niciodată. Noi pe ale noastre trebuie ale să lor, le audităm. A stânganistrului, a trans... A consuma... Nu. Ca să nu spunem că este stânganistrului, sunt consumatori pe malul drept, sunt consumatori consumatorului pe malul stâng. Care n-au achitat. Cel mai corect spunem noțiunea consumator pe malul stâng. Păi da, da, pentru că altfel mergem într-o zonă da. Periculoasă. Noi toți suntem oameni maturi. Absolut toți suntem oameni maturi în țara asta. Și toți înțelegem că dacă acest pahar cu apă costă un leu și cineva ți-l spune că ai dă-mi acum 80 de bani și 20 de bani mai târziu o să-mi dai, oricum ai trebuia să dai acești 20 de bani. Faptul că nu ni s-a pus în preț la moment a fost o minciună, a fost o sfidare și o lipsă de respect pentru cetățeni, în primul rând. Pentru că asta nu a însemnat rezolvarea problemei în sine. Și eu nu știu în final din ce format datoria aia, dar eu totuși am o bănuială rezonabilă, că noi o să regăsim în ea sume de milioane, acolo poate a fost de diferență, între cumpărare și vânzare către populație. Că era an electoral, că nu era convenabil, că trebuia ceva să se întâmple, mâine poi mâine, trebuia să ne voteze, etc. Pasul vine cu o sinceritate și cu o deschidere absolută din respect pentru cetățeni. Și noi găsim soluții astăzi. Spre exemplu, vă dau un exemplu. Din luna decembrie, toate centralele noastre care produc energie electrică și vând populație, noi 20% o luăm de la, o producem în Republica Moldova și produce pe gaz, costă sute de milioane diferența, sute de milioane de lei care o compensează guvernul ca cetățenii să nu aibă acest povară și o energie electrică majoră. O face. Haideți să revenim la această și povară la gaz. Pentru cetățenii. Nu, dar noi tot de gaz vorbim. Da, da, și da. Vorbim de gaz. Și de la 1 ianuarie, da, s-a majorat. Dar noi vorbim despre 150 de metri cubi care rămâne în taxe. Întrebare de ce retroactiv? Nu este nu retroactiv. Dacă poate am să explic eu aici. Mulți și unii atacă când au auzit retroactiv, fac legătură cu legi, că legile nu pot fi retroactive. Legea nu poate fi retroactivă din simplu motiv. Explicați că... Explicați noțiunea da. Asta pentru da, cei care nu este înțeleg. Lege, nu poți, de pildă, eu trăiesc și îmi spune, domnule, zi, dar tu să plătești un impozit. Cum, dar eu n-am știut despre aceasta. Deci nu poți să din plătești... Trecut. Da, din trecut. În privința gazului, este un produs consumat. Acum, noi trebuie să-l plătim oricum. Uitați. Dar stați o clipă. Eu în ianuarie am consumat un anumit număr de da. Metri cubi de gaze. Eu știam că este un preț. Da, da. În momentul în care răspund, acum se schimbă prețul, eu realizez că trebuie să achit mai mult. Acum vă răspund. Fi fost ce mai economat, greșeala ANRE-ului? Care a fost greșeala ANRE-ului? Deci noi gazul tot care îl procurăm și îl consumăm, trebuie să-l plătim. Dacă noi anul trecut, în luna noiembrie și decembrie, am plătit mai puțin la gaz, vă aduceți aminte, a fost tarif mai micuț. Ce au spus astăzi ANRE? S-au acumulat 2 miliarde de lei datorii, deci asta este diferență tarifară, care tot trebuie să o achităm și acum dacă prețul la gaz pe luna februarie scade cu 100 de dolari, tariful la noi nu va scădea că noi trebuie să achităm datoria.
Acum, tot ce au făcut Anrieu și pentru care îi trebuie să o primească în cap, inclusiv de la deputați, că atunci când au venit și au aprobat tariful, îi trebuie să spui la cetățeni, suntem mai cetățeni. Dacă noi aprobăm tariful majorat din 1 februarie, diferența tarifară de o lună de zile, din luna ianuarie, trebuie să o băgăm în tarif și tariful să fie 15 lei și 50 de bani. Dar noi dăm retroactiv și în felul acesta voi n-ai să achitați 11 lei, 15 lei și 50 de bani 11 luni, dar veți achita 15 lei și 18 bani 12 luni. Deci toată povestea aici cu retroactivitatea nu costă nimic din simplu motiv că Anrieu s-a gândit. Ce fac eu? Fac un tarif mai mare de la 1 februarie? Sau un tarif puțin mai mic de la 1 ianuarie. Cum tariful e mai mare? Dar nu, în sens că, da, decât, nu, eu trebuia, și ei trebuiau să vină calculul, spui, oameni buni, noi avem două oportunități. Vă dăm de la 1 ianuarie cu 15 lei și 18 bani, sau vă dăm de la 1 februarie cu 15 lei și 40 sau 50 de bani. Trebuie să fac calculul. Eu n-am reușit să fac calculul, dacă trebuie, le dăm public. Ei n-au făcut lucrul acesta, ei n-au făcut-o. Au ridicat societatea și pe buni oameni spun, băi, dar de unde v-ați luat voi? Și cu voi, de unde ați luat voi tot asta? Și tot asta e pe loc gol, pur și simplu că ei acolo șed și nu știu ce se ocupă și nu înțeleg societatea cum este electrizată la maximă. Oamenii deja s-au săturat de toate creșterile de preț și orice lucru care nu se încadrează în gândirea lor normală, dar eu acum explic și majoritatea se gândesc că domnul Ionit ceva nu e în regulă, că nu se încadrează în gândirea lor normală, îi spun, iară ăștia fac prostii. Și când spun ăștia, au în vedere guvernul, parlamentul, președintele țării, în condiția când cei de la ANRE trebuie să facă un lucru simplu. Păi, dar trebuie cei de la guvernare să comunice eficient și să în momentul deci în care cei de la au greșit trebuie să fie sancționați pentru că cetățenii... Explicația trebuie să fie simplu. Că cei de la guvernare au negociat în detrimentul cetățenilor. Haideți să vorbim un pic despre aceste compensări, domnule Pavă. Deci 150 de metri cub de gaze vor fi compensați pentru consumatorii casnici, da, și 500 metri cub pentru consumatorii non-casnici în sectorul privat. Și toată cantitatea pentru producătorii. Haideți să vorbim punctual asta, ce are înseamnă. Eu aici aș vrea să vorbim. Ceea ce spunea domnul Ioniță, pe scurt. Prețul la gaz s-a majorat pentru achiziții. Că îl plăteam de la 1 ianuarie mai scump, că îl plăteam pe parcursul de la 1 februarie mai scump, suma de bani oricum trebuia plătit. Aici contează foarte mult reacția care a avut-o guvernarea. Adică noi puteam, ca toate celelalte guvernări care au fost, să lăsăm 11 lei și restul să spunem că o să le plătim cândva, peste 20 de ani, o să vină o altă guvernare. Dar s-a făcut așa, domnul Dorin. Dar cele 700 de milioane, credeți, din ce s-au adunat acolo? Anume, din diferența asta. Unul scrim și doi în minte. O să plătească altcineva, o altă guvernare. Și ăștia sunt foarte responsabili. Guvernarea actuală. Adică ei nu vin pur și simplu să mușamalizeze. Nu pun un ziar peste nu știu ce, știm noi ce mizerie. Adică nu dăm sub preș glodul. Dar mergem cu soluții și rezolvăm problema. Nu majorăm datorii, dar soluționăm problema în sine. În comparație cu statele din zonă, Republica Moldova, într-adevăr, plătește mai puțin pentru gaze? Sincer, nu cunosc prețurile din zonă, dar eu am să mă interesez. Dar eu vorbesc despre prețurile spot, care în luna decembrie a ajuns la 2800 de dolari. Domnul, și asta a fost nu trebuie spot, trebuie de dat prețurile contractuale. Am făcut public datele acestea și acum vă dau pe scurt cifra ca să fie clar. Deci până în 2005, Republica Moldova plătea un preț mai mic decât prețul mediu european. Mai mic. Undeva de până la două ori. Din 2005, Gazprom a spus gata, plătiți prețul ca toată lumea. Și de-a ne-a dat 5 ani de zile de adaptare. Și noi până în 2010 am ajuns la prețul mediu european și din 2011 până în 2020 am achitat prețul mediu. Din 2020 s-au legat de prețul spot, prețul gazului, s-au întâmplat fenomene separate, a crescut brusc și a insistat că noi semnăm un contract nou. În 2020, în trimestrul 3, prețul la gaz pe piața internațională era 60 de dolari, noi plăteam atunci 160 pentru altele, dar media a fost, noi am plătit tot ca toată lumea, eu am descris lucrul acesta pe pagina mea, găseți. 60 de dolari, acum prețul mediu, nu spot, dar prețul mediu contractual a ajuns la 1000 de dolari. Creștere de 17 ori. La noi, de la 160,
a crescut la 640, creștere de 4 ori. Noi plătim acum 640 în comparație cu 1000 de dolari media. Media anuală noi am plătit tot cu 40% mai puțin, că din câte cunosc eu, contractul nu-i, dar noi avem contractul precedent, mulțumim ziariștilor care l-au făcut scurgere în preță, și eu presupun contractul nou cu Gazprom înseamnă o formulă nouă de adaptare la nou preț mondial cu o perioadă de tranziție tot de vreo 5 ani de zile și noi în această perioadă, da, plătim foarte mult, însă plătim mai puțin decât plătesc restul. Și ca să vadă clar acest lucru, eu am făcut un grafic pe 22 de ani, unde am luat prețul din 2000 până în 2022, cât plătește toată lumea și cât plătesc noi. Și este un element care vreau să vă întreb. Da, sunt anumite țări care au un preț special datorită unor chestiuni politice. Belarus. Întrebarea mea este, Republica Moldova este gata să achite un cost politic pentru un preț la gaz economic? Este, am văzut doamna Maia Sandu. Exact. Și atunci, recomandarea mea, tot am spus-o de câteva ori, criza gazului va ține un an sau doi. Costul politic poate să țină și 30 de ani. Și eu consider că Republica Moldova trebuie să fie foarte prudentă în a ceda niște chestiuni politice pe un preț iluzoriu de un an sau doi mai mic. Bună explicație. Eu vreau altfel decât să... Sunt multe noțiuni tehnice aici. Dacă am fi la cursul 2 la Academia de Studii Economice, poate ar fi util. Știți cum? În acest studio, acești directori de la ANRE sau această instituție au fost, eu stau și ascult, prezentați ca niște divinități, ca niște forțe divine. Știți cum? De la ANRE? De la ANRE. Asta e impresia mea. Eu am ascultat atent, acum vă spun. Ăștia sunt directorii care au fost puși în funcție de guvernarea Plahotniuc. În parlamentul precedent, cu fosta majoritate PD-PSRM, au fost rugați să demisionieze frumos, nu știu, deci n-au mai demisionat. Iată ce, cum văd eu acțiunile ANRE-ului. Uitați-vă. Deci este perioada rece a anului când cetățenii de obicei consumă cel mai mult gaz pentru a se încălzi. În perioada caldă a anului facem mâncare și duș. Evident, consumul este mai puțin. Se iau niște măsuri, în opinia mea, de către ANRE, anume acum, ca să plătească cetățenii prețul mai mare, chiar și cu compensația guvernului, deoarece, în opinia mea, în aprilie, ANRE va trebui să ia alte decizii privind, domnul Galben, majorarea prețului la energie electrică. Da? Și ca să nu fie, știți cum, o explozie de asta a nemulțumirii sociale, o iau o leacă treptat. Știți cum? Ca durerea să fie un pic atenuată pentru consumatorul de rând. De fapt, dacă eu mă uit la anii precedenți, domnul Ioniță e mai mare expert în ANRE și le citește gândurile și fanteziile, eu mă uit că chiar eu sunt consumator. Și ei cum făceau câteodată? Foarte obraznic. Deci se gândeau că cetățeanul poate nu are în luna ianuarie sau februarie, domnul Galben, atâția bani să plătească. Și era posibilitatea asta când plătea etapizat, gradual, în lunile de vară, când mai aveai și altă sursă de venit, când puteai pune din salariu și achita, lucrul ăsta nu se întâmplă acum și vă spun, grosul se cere să-l plătim pe lunile de iarnă, că vine aprilie și atunci va mai fi o lovitură de la acești motani grași. Se majorează prețul la energie electrică? Va trebui. Și are dreptate, domnul... Deci eu vorbesc despre logica și din perspectiva consumatorului, la cetățeanului de rând. Aici este o logică. Dar întrebarea către domnul Bolea... Cum gândesc? Bine, asta este opinia mea, în baza articolului din Constituție 32, mi se pare că. Dar eu câte domnul Bolea vreau să-l întreb despre... opinia guvernării vis-a-vis de componența, de oamenii care sunt puși acolo, cât de experți sunt ei, cât de integri sunt ei, pentru că din partea cetățenilor mai sunt și întrebări către acești directori. ANRE, și dumneavoastră aveți încredere ca și fracțiune parlamentară în ceea ce se decide. Niște calculele nu pot fi total matematice. Întrebare bună, e clară. Deci, aveți dreptate. Da. ANRE ia nu numai decizii economice, ci decizii politice. Și atunci, da, vă spun de ce sunt politice. Vă explic. Prețul la energie electrică
premier energie și datele sunt publice, el cumpără 75% din Cuciurgani cu 90 de bănuți kilovatul și 25% din interiorul țării îl cumpăra cu 1,30 lei și acum cu 2,50 lei. Prețul ei puteau solicita majorare de preț în luna noiembrie. S-au gândit să scumpiește gazul, guvernul în criză, anul nou, și ei, din punct de vedere a imaginilor corporative, au decis să nu majorăm preț. Andreu? Nu. Premier Energie. Deci să scumpi ei din imaginea, cine ei nu vrea să-și afecteze imaginea? Ei se gândeau vâltoarea asta de creștere de prețuri, au zis, nu solicităm acum. Moare cetățeanul. Cere mai târziu. După mine, respect lor pentru așa ceva. Și au venit în luna ianuarie și au cerut majorare de preț. Ei spun, băieți, noi în luna noiembrie și decembrie nu v-am cerut majorare de preț, noi deja am acumulat datorii 200 de milioane de lei, avem capacitatea să plătim, dar voi oricum trebuie să ne dați. Ei au venit cu majorare. Acum, Andreu, el nu ia decizii economice, corect spune domnul Cașu. El ia decizii politice. Întrebarea mea este, decizia politică care vă afectează pe voi? Voi știți lucrul acesta? Voi ați mandatat și vă spun în ce constă decizia politică. Andreu are trei soluții. Prima soluție. Le spune la Premier Energie. Băi băieți, stați o leacă. Prețul la Cuciurgani a să crească posibil din la 1 februarie, din la 1 aprilie. Noi acum vă majorăm doar tariful la ceea ce la voi a crescut posturile, iar restul vă majorăm din 1 aprilie. Asta înseamnă că vedem acum o creștere de preț de 20%, iar la 1 aprilie, după ce crește achiziția, mai veniți odată. Ne băgăm într-o zonă tehnică, spun, am înțeles, să majoreze tariful la energie sau nu? În trei feluri poate fi majorat. Deci, și acum ei au luat cel mai proastă strategie. De ce? Nu vor să fie majorări toate? Eu vă spun ce au făcut ei. Ce fac ei? Și asta trebuie să vadă domnul Bolle dacă corespunde cu filozofia lor. Deci ei au putut să majoreze acum cu 20% și în aprilie, încă cu vreo 30%, au putut acum să majoreze ceea ce au solicitat ei cu vreo 60% și o terminăm, sau ei acum să facă plouă, le spune că noi nu vă majorăm tariful și Premier Energie acumulează datorii în fiecare lună și în luna aprilie ne va trăsni o majorare care va trebui să compenseze și luna noiembrie, decembrie, ianuarie. Acum voi... Guvernarea, știi despre voi, asta? Dar nu am spus nimic contradictoriu față de noi. Pentru dumneavoastră. Asta este nu o decizie tehnică. Asta este o decizie politică. Că noi avem trei opțiuni. Toate sunt economic corecte. Și acum, pentru voi ca guvernare, ce-i mai bine? Două majorări? După mine, două majorări. Eu am spus în spațiu public. Oameni buni, în 2006 au făcut două majorări. Iar acum nu-i doar una mare. E una mare nu acum, dar una și mai mare în aprilie. Deci, vouă vă trebuie asta? Părerea mea că nu vă trebuie. Problemele trebuie să rezolvate pe măsura în care ele apar. Nu trebuie de ascuns și nu trebuie de așteptat că se va întâmpla o minune. Noi nu știm care sunt tendințele pieței gazelor în sine. Noi nu cunoaștem dacă, pentru că problema gazului a devenit o problemă super politică la nivel european, la nivel global. Am văzut că atunci când a ajuns la $2,800 pentru 1000 de metri cubi și că s-au întors cele 32 sau 24 de tankere care se duceau din America sau nu știu de unde, s-au întors spre Europa, a scăzut până la 1700 într-o singură zi. Prețurile de la 2800 la 1700. Prețurile sunt extraordinar de exagerate și speculative pe piață, în general, în sine. Noi nu știm cum se va comporta. Va da Europa dreptul la Federația Rusă să livreze pe Nord Stream 2? Nu va da. Se va implica America în procesele astea? Nu. Noi suntem foarte mici și ca și consumatori suntem extrem de mici. Și reflecțiile astea toate sunt corecte. În final, noi o să fim nevoiți sau acum sau mai târziu să-l plătim. Și eu cred că este mai bine ca majorările să aibă loc în procesul în care ele vin și în același mici creștere, în primul rând, și în aceleași măsuri cu compensări din partea guvernului. În continuare, compensări. Să se simt povara pe... Haideți să mergem mai departe. Eu vreau să facem trimitere, domnule Fala, la analiza expert grup, analiza pe care ați denumit-o creștere economică în Moldova. Și acolo este un punct destul de curios. Riscurile care ar putea compromite recuperarea și creșterea economică în 2022 și era vorba inclusiv despre criza energetică, creșterea în continuare a prețurilor resurselor energetice. Care sunt riscuri și în ce măsură ar putea compromite, adică am putea avea în continuare o problemă la capitolul situației economică în Republica Moldova sau ar putea continua? Hai să fix nuanțăm. Totuși acolo sunt și anumite semnale pozitive. De exemplu, un semnal pozitiv este că în pofida deciziilor BDM noi așteptăm că o să fie totuși o creștere a creditării, inclusiv a mediului de afaceri și un lucru foarte interesant care noi observăm.
cel puțin până în decembrie, majorarea ratelor dobânzilor se face în special pentru persoanele fizice, pe când ratele dobânzilor la credite acordate persoanelor juridice, la companii, cresc mult mai lent. Practic, acolo noi nu observăm o creștere semnificativă. Acest lucru cumva ne face să credem că băncile totuși sunt cointeresate să crediteze mai intens mediul de afaceri. Și la fel putem, trebuie să ținem cont de o anumită problemă din sectorul bancar. Băncile continuă să posede exces de lichidități și sunt cumva nevoite să plaseze acești bani și considerăm că procesul de creditare va fi unul intens, fapt care va stimula pozitiv activitatea mediului de afaceri. Deci noi considerăm că mediul de afaceri va investi, iar creșterea investițiilor private va depăși de 10%. Deci este un, zicem, este un moment pozitiv. Deși noi într-adevăr menționăm că creșterea prețurilor la produse energetice va fi o lovitură pentru mediul de afaceri, însă eu și în prezentare am utilizat niște termeni sportive, considerăm că această majorare a prețurilor nu va fi un knockout, nu va fi un knockdown, ci va fi mai degrabă o situație mai apropiată din un knockout. Domnule Fala, vă rugăm să păstrați gândul ca să asigurăm corectitudine. Eu să rog colegii din regie să o telefoneze pe domnul Untilă de la ANRE, să vedem ce ne zice în contextul cumva acuzațiilor. Pentru că... Nu e acuzație, asta este trei soluții ele sunt politice și toată ideea... Dacă guvernarea este de acord cu o astfel de abordare. Vreau deci să văd dacă cei de la ANRE au această... Noi încercăm să sunăm, o să auzim în câteva clipe semnalul telefonic. Să sperăm că va răspunde domnul Veaceslav Untilă. Vorbind despre... Asta e un moment pozitiv. Alt moment pozitiv. Vreau foarte repede să parcurgem. Alt moment pozitiv este că noi considerăm că salariile și veniturile reale a populației. Deci, când vorbesc de reale, mă refer la veniturile care țin cont de puterea de cumpărare a salariului, noi considerăm că o să crească. De ce o să crească salariul? Din păcate, în Republica Moldova este o nouă problemă care noi ne confruntăm și se referă la deficitul forței de muncă. Și companiile vor fi nevoite să atragă noi oameni în condițiile în care cumva nu este o corelare bună între cererea și oferta forței de muncă și în acest context ei vor continua să majoreze salariile. Și considerăm că vor, chiar în condițiile unei inflații mari pe care noi prognozăm de peste 14, în jur de 14%, anticipăm niște creșteri reale de salariul. Domnule Untilă, bună seara! Dorin Galben, sunt emisiunea Freedom TV 8, sunteți în direct. Noi discutăm aici despre prețurile care se majorează în ultima perioadă, inclusiv despre ceea ce se întâmplă pe piața gazelor, dar și ceea ce urmează să se întâmple cu prețul la energie electrică. Și aici domnul Ioniță avea o neclaritate în legătură cu acțiunile ANRE-ului și vreau, domnule Ioniță, să precizați încă o dată această neclaritate. Da, nu neclaritate. Deci aveți trei oportunități. Prima, să operați acum o majorare, reieșind din faptul ce prețuri avem. Și doi, după ce în aprilie dacă vor crește contractele, să operați a doua majorare la energie electrică, a doua să operați o singură majorare, luând ca certe pronosticul primierii energiei, sau a treia, nu faceți nicio majorare, în schimb în luna aprilie ar trebui să majorați mult mai tare, din simplu motiv că a trebuit să includeți în nou tarif și devierile financiare. Și aici explicam că este o chestiune mai mult politică, din simplu motiv că, în opinia mea, este mai bine să fie operate două majorări, pentru ca să nu șocăm deodată cetățeanul, și văd că și domnul deputat aparent e de acord cu această idee, iar amânarea pentru luna aprilie mi se pare cea mai neinspirată, din simplu motiv că atunci va fi nevoit să aveți un tarif cu mult mai mare, deoarece va trebui să includeți și devierile financiare care au apărut din luna noiembrie până luna aprilie. Domnule Untilă, care este scenariul și după ce principii? Da, eu un alt apreciez cunoștințele domnului Ioniță, dar vreau să vă spun că el duce lumea în eroare și vă spun de ce. El vorbește despre creșterea prețului în luna noiembrie la electricitate și acumularea deverilor negative, care nu este un adevăr. Acumularea deverilor negative la Prime Energy a început la sfârșitul lunii decembrie. Și dacă domnul Ioniță se uita cel puțin pe pagina oficială a agenției, vedea că Prime Energy
a înaintat o cerere pentru majorarea prețurilor. De acolo și am spus totul, domnul Untilă. Am înțeles. Ce înseamnă, domnul Untilă? Noi cei de la ANRE, domnule, să ascultați, că e foarte important. Dacă n-ați avut grijă să vă uitați pagina, ascultați ce vă spun eu. Vă spun că am citit-o, dar hai spuneți dumneavoastră. Dacă ați citit, atunci de ce duceți lumea în eroare? Noi am publicat deja, am publicat calculele ANRE în privința majorării prețurilor la energie electrică. Și dacă o să le căutați, mâine o să le găsiți și o să vedeți că noi facem exact cum dumneavoastră ne dați sfaturi. Adică prețurile vor fi majorate din două etape, nu dintr-una. Atunci... Domniuță, suntem pe aceeași undă. Dar nu duci lumea în eroare, fiindcă în luna decembrie au început să apară la prime energy diverse negative. Imediat continuăm, domnul Tilă. Întrebarea este, de fapt, dacă în timpul apropiat va urma o altă majorare. Deci va fi în două etape, corect am înțeles. Eu nu vă aud bine. Foarte scurt. Deci urmează a doua majorare, da? Nu, vor fi în două etape. Deci mi-e clar, domnul Until, înțeleg să va merge pe scenariul care am spus eu că e cel mai logic și mi se pare cel mai logic. Dacă îl face acel scenariu, bine, da, ultimul comunicat dumneavoastră nu l-am văzut, dar lucrul acesta l-am spus încă săptămâna trecută. Cel mai corect și cel mai, să zicem, pentru populație, cel mai acceptabil în două scenarii. Domnul Until, Ca să, dacă ne auziți acum bine dacă precizarea de la dumneavoastră, ca să nu interpreteze domnul Ioniță. Și tot ce facem noi, noi nu facem la comanda politicului. Noi facem exact cum cere legea. Și de ce vreau să vă spun că noi deja am publicat calculele noastre pentru majorarea tarifelor la Prime Energy. Calculele noastre arată, săptămâna trecută când le-am publicat, arătau 29% undeva. Dar în legătură cu aceea că au crescut prețul la gaze naturale și s-a majorat prețul la Energo.com, cred că noi, în momentul când o să le examinăm, dar o să le examinăm noi pe data de 15 februarie, posibil că o să fie unele modificări. Și întrebare, ca să înțelegem foarte clar, domnule Untilă, urmează noi majorări la energie electrică pentru cetățeni? După aceasta, va mai fi una în aprilie. Păi eu acum și vorbesc, că noi pe data de 15 februarie vom examina în cadrul ședinței, că nu iau Untilă decizie. Ia Consiliul. Sunt patru directori care iau decizie. Deciziile de acest gen nu se iau de unul singur. Pune o întrebare de clarificare. Dumneavoastră în acest tarif nu ați inclus posibilă majorare de la 1 aprilie. Eu corect am înțeles, da? Nu, n-ați înțeles corect. Noi în aceste calcule nu am inclus majorarea care a avut loc ieri a prețului de la Energo.com. Da, probabil și n-ați inclus și majorarea la 1 aprilie, că primierea energiei solicită. Deci nici majorarea de la 1 aprilie n-ați inclus-o, care primierea energiei a estimat-o că va fi aproape dublă. N-ați inclus-o. Când o să ajungem în luna aprilie, exact, tom în calcul toate divierile care o să fie, dacă o să fie negative divierile, posibil că o să fie din nou o majorare de prețuri. Dar aceasta trebuie să o vedem, că noi nu știm cum o să evalueze lucrurile pe piață. Gata, mi-e clar. Am înțeles, asta era important. Da. Mulțumim, domnule Untilă, pentru această intervenție. Să aveți o seară frumoasă. La revedere. Și domnul Ionice, să vă dea Dumnezeu sănătate și toată lumea să o prețuiască așa cum dumneavoastră vorbiți. Mulțumim foarte mult. Luăm o pauză de publicitate, după care revenim cu concluziile la acest subiect și cu pronosticuri pentru anul 2022 și preluăm apeluri de la telespectatori. Rămâneți alături de noi. Cum am spus eu, săptămâna trecută. Adevăr. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. Dorin Galben vine la TV8. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start Agenda Informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum.
Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлей Будич. Не пропустите на ТВ8. La 18:50, Dosarele X cu Cătălin Gorea. Ce înseamnă educația sexuală? Nu începi să strigi la copil ce faci, unde pui mâna. Este normal copiii, ca și adulții, să-și atingă corpul. Cum convingem părinții să nu se sperie de masturbarea copiilor? Ei se sperie, pentru că nu cunosc asta, e un proces normal de maturizare. Numărul fetelor adolescente care rămân însărcinate este mai mare decât 1800. Și asta avem. Copii care nasc copii. Educația sexuală pentru copii. Când începem și ce le povestim? Marți, la Efect 9.6. De la 22:30, doar la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. Dorin Galben vine la TV8. Ca să faci alegeri corecte. Am revenit în platou, continuăm discuția. O să rog colegii să publice și rezultatele sondajului. Vă reamintesc că astăzi întrebarea zilei e dacă guvernarea poartă răspundere pentru creșterea prețurilor din ultima perioadă. Am analizat mai multe cumva domenii de activitate. Despre ultimul domeniu pe care l-am abordat e dacă vor crește sau nu prețurile la energia electrică. Facem concluziile, domnul Ionis, dumneavoastră ați înțeles, sper eu ce a zis domnul Untilă. Rezultatele votării, 26% consideră că guvernarea se face responsabilă pentru majorările prețurilor și 74% nu. Domnule Bolea, s-au activizat susținătorii guvernării? Cred că vorbim despre cetățenii Republicii Moldova, care extrem de obiectiv, atunci când trebuie de criticat guvernarea, o critică, atunci când trebuie de susținut, o susțin. Dar cel mai important lucru e că ei toți văd eforturile extraordinare și inedite pe care le face guvernul ca să reducă din impactul negativ asupra populației. Oare așa crede și doamna, păstrați gândul, domnule Ionisă, și o doamnă care ne sună acum de la doamna Olesia, de la Telenești. Doamna Olesia, bună seara, ne auziți? Bună seara, vă aud. Cum faceți față cheltuielilor și... Cum credeți, actuala guvernare se face vinovată de creșterea din ultima perioadă a prețurilor? Da, o să vă spun, dar vă rog, domnul Galben, să nu mă întrerupeți ca data trecută. Vă rog. Să nu mă închide telefonul în nață. Uitați-vă, noi ca telespectatori stăm acum și ascultăm cum se drege butuiocul. Spuneți-mi, vă rog, ce o să înțeleagă cetățenii, când iată patru domni la emisiune, alții la alte emisiuni, ne spun guvernul face tot posibilul, ne face viața
Stați cu prietul este nimeni, nu de înțelege. Știați, eu stau acum o oră, două, în fața televizorului și aud cum Andrei trebuie să dă pe cap, sau tăia pe cap, nu știu cine e vinovat, nu știu care. Dar toți oamenii ăștia își spus acolo de parlament, de guvern și de nu știu cine. Și uitați-vă, noi suntem ca telespectatori, noi suntem săraci din pensii, din salarii de 1.200 de lei și noi ascultăm acolo că cineva, Andreu acolo face nu știu unde, cineva de la Moldova gaz. Dar spuneți-mi odată, când responsabile ăștia, o să iei persoanele astea și o să le înlături? Pentru că în campanie electorală, voi am văzut cu toți alți oameni care au susținut. Și acum nu mai vedem pe Macedon, nu mai vedem pe altul care a susținut. Voi ajungeți tot la oamenii lui Plahotniuc, îi aduceți pe nuște de pe unde, îi puneți care în este întrebarea? Am înțeles. Opinia dumneavoastră este în principiu clară. Ca să nu ziceți că vă întrerup, spuneți care este întrebarea. Întrebarea este, oamenii lui Plahotniuc să mai guverneze și în continuare? Am înțeles. Mulțumesc. Da, mulțumesc Andreu, foarte mult. Andreu, Moldova, Gaj, tot așa mai departe. Mulțumim foarte mult. Domnule Bolea, oamenii lui Plahotniuc o să ne guverneze mai departe? Deci, există un proces foarte greoi, da, pe alocuri chiar foarte greoi, din înlocuirea acestor persoane, din simplu motiv că orice ilegalitate comisă de actuala guvernare va duce la niște judecăți interminabile cu persoane care vor fi date afară din funcții incorrect sau nu în bază legală. Toate aceste persoane au un contract la etapa actuală. Noi vorbim despre procuratură, vorbim despre sistemul judecătoresc, care deservesc în continuare încă foarte mulți dintre ei aceste persoane cu rea intenții pentru Republica Moldova. S-a început procesul de formare a așa numite comisii de pre-vetting, se va fi schimbat CSM-ul și va fi evaluat CSM-ul și CSP-ul, vorbind de procuratură și vorbind de magistratură, după care se va începe un alt proces în care vor rămâne în sistemul nostru judecătoresc procurori și judecători corecți și onești, care vor îndeplini interesul național și că în așa mod, da, un pic mai greu și noi suntem ferm convinși și noi ca politicieni suntem și noi într-o câteodată mai disperați așa când vedem cât de greu durează tot. Numai că trebuie să înțelegem că lucrurile făcute de mântuială și repede sunt lucruri făcute de mântuială și repede. Răspunsul este, concluzia ziceam, se majorează cel mai probabil prețul la energie electrică. Ce a spus foarte clar, Andreu, vom merge pe modelul care mi s-a părut cel mai rațional și am spus două etape. La prima etapă, pe data 15 februarie, fac majorarea la zi, ceea ce a crescut și ceea ce a spus domnul Untilă este că după ce au venit cei de la, după ce au făcut calcul de majorare, au mai avut loc o majorare a prețului de achiziții și cel mai probabil nu va fi 29% creștere, dar va fi chiar mai mare. Iar în luna aprilie, după ce vom avea un preț nou de achiziție de la Cuciurgani sau din Ucraina, nu să știi de unde vom procura, nu știm care va fi prețul, presupunem că va fi de două ori mai mare, dar nu știm, atunci vom avea două majorare. Scurt, pe doi la energie electrică s-a decis nu să meargă pe o majorare mare, dar s-a decis să meargă pe una după mine, cea mai rațională, două majorări. Una acum și una după luna aprilie. Explicația este foarte bună, haideți să vedem mai departe, avem un alt clar, dar nu e bună, explicația e rea. Da, deci e clar. În principiu, domnul Alexandru din Chișinău este în legătură prin telefon. Bună seara! Bună seara! Cum faceți față cheltuielilor, domnule Alexandru? Am înțeles. Cum faceți față cheltuielilor? Eu fac parte, eu deja m-am spus odată părerea mea, domnul Galben, și repet astăzi ea. Vorbesc despre compensații. Eu în zilele acestea, nu de mult, zilele astea, m-am întâlnit cu un notar. Și l-am întrebat, tu, domnule, poți să plătești toate comunalele astea fără compensație? Eu zic că da. M-am întâlnit cu unul de la Agenția Servicii Publice. Eu întreb, tu poți să plătești? Eu zic că sigur că da. M-am întâlnit de la bancă. Poți să plătești? Da. Eu vă întreb pe dumneavoastră, acolo sunteți 5 persoane, 1, 2, 3, vă rog să răspundeți. Dumneavoastră, puteți plăti comunalii este și nu luați compensații. Am înțeles, întrebarea este clară, domnule Alexandru, mulțumim foarte mult. Ascultați-vă rog, că 80%, nu mă ascultați de-a. Vă auzim. 80% pot să nu iei compensație, trebuie să dai compensație la cei 20% care sărați. În Moldova sunt 1000 de
2 milioane de oameni și un milion de mașini. Toți să știi cu mașinile, nu pot să plătească. Magazinele este mari, aici care zilnic, eu spun că astea sunt speculații, fiindcă tot ce se fac eu compreț și vând cu altul. Cât am înțeles, haideți să nu ne ducem într-o zonă. Domnule Alexandru, dumneavoastră vă permiteți să achitați fără compensația asta de la stat? Eu data trecută am spus, dar dumneavoastră n-ați luat în seamă. A zis că da. Eu am spus că am 6.000, dar soția are 2.000. Adică noi avem 4.000 la persoană. Așa trebuie să fie legea, ca cei care au mai mult de 4.000 de persoane să plătească, cei care mai jos să nu plătească. Eu pot să intru. Am înțeles, vă mulțumim foarte mult. Eu mi-amintesc, domnul Alexandru a sunat la una dintre edițiile anterioare și spunea, și dumnealui spunea că și-ar permite, adică atâta timp cât are o pensie care îi permite. Cum vi se pare, domnule? Nu, vreau să intervin. Uitați, vedeți, și am vorbit despre compensație și este foarte important, dar principiul compensării mi se pare la început de mega criză corect. Deci ideea este cu cât mai puțin consumi, cu atât mai mare este compensația. Și în situația în care rezervele, resursele bugetare sunt limitate, că nu cred că niciun guvern în lume, poate Emiratele Arabe Unite, deci compensează 100%, nu știu, n-am studiat cazul ăsta, dar peste tot în lume, evident că există tendința asta a guvernului, a statului să folosească eficient și cât mai judicios resursele limitate. La început de criză, mega criză, mi se pare că actuala criză seamănă cu Marea Depresie din anii 30 din Statele Unite, este foarte dureroasă. Și o să vă mai spun ceva despre președintele Roosevelt pe final, foarte important. Dar mi se pare corectă abordarea, iarăși dacă vorbim despre targetarea, este alt termen, a resurselor, poate aici sunt probleme, dar la început de criză se merge pe sinceritate, pe cei care într-adevăr își permit, dar iarăși nu vreau să-i fac publicitate lui Vadim Ceban. Eu un lucru vreau să spun. Acum este posibilitatea este cetățenii să renunțe la aceste compensații dacă scriu cerere. Cea mai bun ce va fi, eu cred, că după ce scăpăm de criză, și aveți dreptate, la început de criză altă soluție nu era, trebuia urgent de intervenit. După ce scăpăm, cel mai probabil guvernul va trebui să identifice, eu am zis, pensia energetică. Poate altfel să o denumească subvenția energetică și să Ministerul Muncii și Protecției Sociale are exact grupul de cetățeni care sunt social vulnerabili și pe perioada rece anului, nu tuturor, dar unui grup clar de cetățeni să le se ofere o plată lunară timp de 5 sau 6 luni pe perioada rece anului. Că aici în cazul ajutorului social. Exact. Acum întrebarea, pentru toți noi 5 a fost o întrebare, da? Dumneavoastră, sunteți pregătiți să renunțați la aceste compensații? În principiu, da, mai mult că atâta, eu cred că am să public, eu mi-am redus și consumul de gaz, acum mi-am dat temperatura mai jos și la mine consumul de gaz e cu 15% mai mic, drept și temperatura afară e bună decât anul trecut. Și sunteți dispus să renunțați, domnule Bolea? Deja am făcut-o. Ați renunțat prin cerere? Prin cerere. Eu tot sunt gata să renunț, nu am făcut-o încă, dar știu că este această posibilitate, am aflat recent. Eu nu sunt gata, dar eu am redus consumul de gaz decembrie 2021 față de decembrie 2020 cu 30 de cuburi. Lumea, dacă mai știți, își mai cumpără termostat, sunt diferite metode de a economisi și iată cei care au centrale individuale sunt avantajați vis-a-vis de cei care primesc de la termoelectrică. Știți cum când e soare afară, în ianuarie, lumea se plânge că se arde și sunt mai multe chestii. Există soluții. Orice criză oferă oportunități. La compensație de la stat. Haideți, eu am spun că noi am luat toate măsurile pentru să noi am scăzut temperatura. Avem termostat și am scăzut temperatura în casă de la noi era 22 de grade mediu, noi acum am pus-o la 20 de grade. Iată o soluție pentru eu am mai descoperit că n-am știut. Trebuie să o spun cu toată rușinea, n-am știut-o, mi-a spus-o cineva că dacă scarci temperatura de la cazan, la mine era ridicată, eu am mai economisit numai la aceasta vreo 10%. Eu nu știam. Deci e un lucru simplu. Am scăzut temperatura la cazan și mi-a spus-o cu toată rușinea, n-am știut-o, mi-a spus-o un prieten. Haideți să mai preluăm un telefon. Denis din Chișinău, bună seara! Bună seara! Da, spuneți cum faceți față cheltuielilor și dacă sunteți, nu știu, eventual dispus să renunțați la această compensație oferită de guvern. Da, la moment sunt în domeniul automatizărilor și îmi permite adică, să înțeleg cum trebuie de economisit. Dar aceasta nu ne scapă de situația care o avem. La moment vreau să întreb două întrebări, așa, puțin poate mai delicate. Dacă se cunosc prețurile care se
care sunt achitate de partea transnistreană. De ce întreb treaba asta? Pentru că la moment discut cu oameni care locuiesc acolo, deși ei au compensații. Pot să spun, adică, nu știu, dacă o verificăm toate datele acestea, noi o vedem. Deci ei au 500 de metri cubi pentru iarnă, compensați de la partea, nu știu, adică, ce guvernare au ei și așa mai departe. Plus prețurile supra și așa mai departe. Așa, întrebarea asta este clară. Domnule Denis, mergem cu cea de-a doua. Da, întrebarea cu noi achităm pentru Transnistria, prețul care nu îl achită ei sau ei îl achită. Și dacă se cunoaște prețul care îl achită ei, unde îl achită? La Moldova Gaz sau la, eu știu, direct în Am înțeles, da. Sunt clare întrebările. Haideți să încercăm să răspundem. Domnule Bolea. Deci, pentru toți telespectatorii, pentru cetățenii și consumatorii din stânga Nistrului, prețurile de achiziții sunt identice cu prețul de achiziții pentru cetățenii din dreapta consumatorii din dreapta Nistrului. Deci, lucrul ăsta trebuie să fie foarte clar pentru toți. Dar cât achită? Atunci, eu nu știu cât achită ei, dar nu este corect deloc de vorbit că lor li se compensează ceva. Suma de 8 miliarde de dolari datorii este suma care ei nu au plătit-o. Au consumat și au plătit bănuți și n-au plătit prețul real al gazului consumat. Din acest considerent ei au 8 miliarde de datorii. Și a treia, la a doua răspuns la întrebarea noastră, nu, Republica Moldova, adică consumatorii din dreapta Nistrului, nu plătesc datoriile pentru acest gaz care l-au consumat consumatorii din stânga Nistrului. Câți, o întrebare, câți dintre colegii dumneavoastră au renunțat la compensații din Parlament? Mulți, știu mulți. Colegii de-ai mei foarte mulți. Adică eu am văzut... A existat o dispoziție? El a văzut pe Radu. Nu, ai, da, nu. Deci el a văzut pe Radu că el a intrat în laptop și a găsit aplicația. Radu Marian. Și... Radu Marian, da. Și a... aplicația și am intrat și eu și am făcut. Eu stau în casa socrilor construite din 68. Ar fi un exemplu pentru ceilalți colegi din Parlament și pentru alți cetățeni care își permit. Eu cred că dacă colegii, ar ieși toți deputații din PAS anunță că au renunțat. Dar eu cred că doamna este... Sandu a anunțat același lucru. Da, dar eu cred că este un, cum spunea și persoana mai în vârstă, cu frumoasa vârstă și cu atâta optimism în el, că este foarte multă lume care își poate permite să fac plățile astea fără ca să... Trebuie să recunoaștem că probabil sunt și unii deputați care nu își permit. Au cheltuieli, au familii tineri, au copii și nu ar fi corect să obligăm. Nu, eu nu accentuez acum că e deputat sau unui deputat, e ministru sau unui ministru. Eu vorbesc că sunt foarte mulți oameni în Republica Moldova care își pot permite să plătească aceste facturi și să scoată această povară de pe umerii statului. Haideți să vedem dacă domnul Denis din Dondușeni își permite acest lucru. Bună seara! Bună seara! Vorbind despre cheltuieli, în ce măsură vă afectează majorările din ultima perioadă și dacă vă permiteți să renunțați la compensații oferite de guvern? Da, aproximativ e greu, adică cu gazul mai ales absolut e greu, dar așa o întrebare, adică ce constă în gaz, adică și la lemne, și are una cu altă. Așa, mai explicit, gaz și lemne sau ce? Da, 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 adică și are una cu alta. Adică s-au scumpit lemnele? Da, 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 și lemnele adică s-au scumpit și gazul s-au scumpit, adică se majorează tot, adică... Care este legătura? Am înțeles, mulțumim, da, domnule Denis. Mulțumim. Care este, apropo, legătura? Uitați-vă, nu că este legătură. Lemnele lasate se vând de către intermediari. Firme intermediare. Le ia de la Moțilva, agenția de stat, da, și profită tot felul de șmecheri, târgași, negustori, de așa numită scumpire. Deci, în opinia mea, ar trebui, asta ține de agenția Moțilva, să se, poate anul viitor, să se formeze depozite unde lemnul de la Moțilva să fie livrat direct a consumatorului, cetățeanul Republicii Moldova. Mie nu mi-a plăcut faza cu Brazii, domnul Galben, acum la Revelion, pentru că sunt anumite firme cu relație la Moțilva, e bradul cu un preț și ne-l vinde nie cu trei prețuri mai mari. Deci aici este o problemă pe guvernare, unde trebuie să intervină. Dacă lemnul este de stat, dacă bradul este a statului, atunci prețul pe care îl plătește cetățeanul nu trebuie să fie atât de chiar. Am răspuns la această întrebare. Eu vreau domnul Fala. Nu, nu, da, dacă vorbim așa, probabil într-adevăr este și o doză din adevăr în ce spune domnul Cașu, dar haideți, dacă vorbim așa în limbaj economic, lemnul, cărbunile și gazul undeva sunt produse substituibile. În sens că
în special în localități rurale, sunt sobi care pot lucra fie și cu gaz, fie dacă nu este gaz, poți trece la lemne sau la cărbune. Și normal că dacă cumpești gazul, mai mulți oameni crește cererea pentru alte produse care sunt mai ieftine, de exemplu, pentru lemne. Și asta duce la scumpirea și a cărbunului sau poate și a lemnului. Inclusiv și dacă vorbim la nivel, inclusiv și la nivel internațional, pentru că foarte multe întreprinderi mari din Europa, în contextul scumpirii gaz, au încercat să revină la cărbune. Și acest lucru iarăși... Dar dacă nu câștigă mult Silva, dar firma Căpușă, exact. Păi eu aici am o întrebare. Domnul Falăș și domnul Ioniț, eu l-am citit pe Adam Smith și știu despre mâna invizibilă și miraculoasă a pieței. Și eu de acord cu ce a spus cu firma Căpușă, dacă asta e adevărat și dacă domnul deputat... Mult Silva au trebuit prin intermediul primăriilor, pentru că la Mult Silva nu s-a ridicat atât de mult. Ce se face în România? Depozite mari unde să se livreze lemnul direct la cetățean fără intermediar. Haideți să facem concluziile. S-a scumpit gazul în Europa. În Europa se consumă mai mult cărbune. Respectiv și la noi crește importul, prețul pentru importul cărbunii și o parte de oameni nu pot consuma. Noi vorbim de lemn la Mult Silva, care nu s-a scumpit. Eu înțeleg că nu Mult Silva și șmecherii au câștigat. Deci asta eu înțeleg că e trebuie. Eu vreau să facem trimitere la acel studiu pe care l-ați făcut în cadrul expert grup. Recomandările sau prognozele care sunt recomandări pentru guvernare și prognozele pentru anul 2022-2023. Înțeleg, din ce am citit eu acolo, că vom avea o creștere economică. Da, nu substanțială, dar pe scurt. Da. Problema mare a Moldovei este că noi, din păcate, pierdem potențialul nostru de creștere. Iată, dacă noi până în 2009 creșteam cu 7%, 6% era normal, undeva între 2009-2014 noi mai reușit să creștem cu 7-8%. Iată, după 2016 noi cu mai mult de 5% anual n-am crescut. Și iată, dacă am face o criză și anul de recuperare, care probabil va fi cea mai mare creștere economică în anul 2021 din istoria Republicii Moldova de la independență încoace, iată, facem minus 7 și plus 9-10, undeva obținem un 2% media pe 2 ani și pentru anul viitor prognozăm un 3%. Deci, chiar sub 3%. Deci noi cumva... Avem motive de optimism. Nu sunt motive de optimism, înseamnă că capacitățile noastre de producție cumva, sau potențialul nostru economic poate genera din ce în ce mai puțin produse, servicii și din ce în ce mai puțin poate genera venituri. Deci noi trebuie într-adevăr să facem niște reforme structurale. Adică va fi cea mai mare creștere economică, nu prea înțeleg, dar deci va fi oricum mică. Nu, va fi cea mai mare creștere economică în anul 2021, însă în anul 2022 vom avea creștere de 3%. Două, și dacă adunăm 3 ani, atât 2020 minus 7, 2021 plus 9, întreg și 5, nu știu, și 2022 care va fi 3, undeva vom ieși la o creștere medie vreo 2%. Principalele două recomandări pentru guvernare, atât timp cât avem aici un reprezentant. Bine, cred că principalele două guvernări, prima se referă la consolidarea rezilienței, inclusiv rezistenței Republicii, economiei Republicii Moldova. Aici ne referim inclusiv pe sectorul energetic și eu tare sper că noi o să reușim până în 2024 să avem conexiune electroenergetică cu România, pentru ca să putem importa energie electrică din România și, apropo, aici poate fi și cheia soluționării conflictului transnistrian. Și, evident, noi trebuie să găsim, să regândim modul nostru de intervenție a politicii și să punem mai mult accent pe politicile, ele așa sunt numite supply side, care ar mări oferta sau cumva ar stimula creșterea capacităților de producție în Republica Moldova și ar dinamiza creșterea economică și să venim cu diferite politici caracter structural bazate, eu știu, pe inovații, care ar stimula inovații. Am înțeles. Rămânem cu celelalte recomandări pentru domnul Bole. Deja după emisiune nu reușim să facem concluziile. În principiu este clar fiecare ce poziție are astăzi. Haideți să vedem care sunt rezultatele finale. Vă reamintesc, întrebarea televotingului era dacă guvernarea poartă responsabilitate pentru scumpirile din ultima perioadă sau pentru creșterea prețurilor. 24% dintre cei care au votat consideră că da, guvernarea este responsabilă.
responsabilă și 76% nu. Probabil argumentele dumneavoastră, domnule Bolea, au convins pe cei care au votat pe parcursul emisiunii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc tare mult dumneavoastră tuturor pentru că ați fost în platou. Vă mulțumim inclusiv celor care ați telefonat în direct. Eu vă aștept deja săptămâna viitoare, marți, începând cu ora 20:00. Și ca să nu uit, SMS-ul nu este un sondaj sociologic, este realizat de o companie privată, este cu titlul consultativ. Dacă vreți să vedeți regulamentul, îl găsiți pe pagina de Facebook Freedom. O seară frumoasă și pe curând!